Am făcut o invitație și către președinții asociațiilor de proprietari din municipiul Ionești. Vreau să vă anunț că astăzi este o dezbatere, să nu-i spun altfel, mai mult administrativă decât tehnică, în ceea ce privește serviciul public de apă, de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ionești. Vom organiza săptămâna viitoare o dezbatere publică cu cetățenii municipiului Ionești, că în funcție de ceea ce discutăm astăzi și ce concluzii tehnice se conturează, astăzi trebuie să luăm anumite decizii în ceea ce privește organizarea dezbaterii publice pe care intenționăm să o organizăm săptămâna viitoare. Iar apoi este clar că totodată trebuie să pornim pe un drum în funcție și de răspunsurile care le primim astăzi și zic eu până săptămâna viitoare de la ADIP, CRAP și acționare majoritare acestor, adică Primăria Municipiului Bacău, Consiliul Județean, în funcție de aceste răspunsuri și de poziția pe care o vor lua deși referită la toate aspectele pe care le supunem noi astăzi atenții, vom ști ce pași trebuie să urmăm în continuare. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care ați acordat mare atenție unui subiect foarte important pentru municipiul Ionești, și anume o discuție care și-a dorit, a implicat toți factorii de responsabilitate în ceea ce privește serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ionești. Invitația de participare a fost făcută către, sau invitațiile de participare către Prefectura Județului Bacău. Înțeleg că până în acest moment nu am fost onorați cu prezența. Consiliului Județean Bacău, și mulțumesc domnului Palea Valentin, aici prezent, împuternicit de către președintele Consiliului Județean să participe la această ședință, în calitatea pe care o are dânsul de administrator public al Consiliului Județean Bacău. Aceeași invitație am trimis-o și către Primăria Municipiului Bacău. Observ și eu că încă nu am fost onorat cu prezența. Invitație către ADIP, CRAP și văd prezența de la CRAP, de la ADIP, încă nimeni prezent. Vreau ca scopul acestei întâlniri să fie foarte bine înțeles, și anume situația în care ne aflăm astăzi cu Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în municipiul Ionești, situație juridică și economică. Vreau să vă prezint în câteva cuvinte istoricul scurt, pe scurt, al, să-i spun, al demersului de preluare de la vechiul operator, de dare în administrare către noul operator la gestiunii serviciului și ceea ce ne-am propus noi, de fapt, în decembrie, mai precis să devenim membri ADIP și acționari CRAP. În ce scop acest demers? Unul foarte simplu, și anume, pentru ca toți locuitorii municipiului Ionești să beneficieze de serviciul de alimentare cu apă și canalizare 24 de ore din 24, a calității apei, bineînțeles, să fie una de bună calitate, preț și investițiile pe care în acest moment doar ADIP împreună cu CRAP le pot face în județul Bacău pe infrastructură de apă și canalizare. Încep prin a vă prezenta pașii în ordine cronologică pe care i-am făcut în urma unor discuții purtate cu reprezentanții Apă Canal, începând de anul trecut până în momentul de față. Și urmând ca împreună cu cei prezenți să ne și facem cel puțin o idee asupra traseului care urmează să-l mai parcurgem în continuare. Sperăm cât mai scurt. Până la normalizarea situației, care nu este una deloc fericită în acest moment. Și aș începe să vă prezint cronologic toate etapele parcurse împreună până acum. În perioada 1-19-12-2016,
reprezentanții ai Apă Canal împreună cu primăria, reprezentanții primăriei municipiului Onești, au făcut inventarierea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Onești. În data de 20.12. s-a semnat procesul verbal de pretare-primire între reprezentanți ai societății Apă Canal și reprezentanți ai UAT Onești. În data de 20 decembrie, Consiliul Local hotărăște și anume delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare către societatea din subordinea Consiliului Local și anume DPP Onești S.A. Hotărârea de Consiliu spune foarte clară că această delegare a gestiunii se face pe o perioadă limitată și tranzitorie până când realizăm toată procedura legală și anume să devenim membri ADIP și acționari CRAM. Imediat după data de 20, adică chiar în ziua de 20, se semnează contractul de furnizare a apei între CRAP și societatea domeniului public și privat Onești S.A. În acel moment s-a deblocat o situație care persista de foarte mult timp, de săptămâni de zile, un program restricționat câte 3 ore dimineața și 3 ore după amiază. Nu are rost să discutăm aici din ce motive și nu este treaba, cred că a noastră, din ce motive apa se dădea sub un program foarte, foarte restricționat în perioada de iarnă, sărbători, câte 3 ore dimineață, 3 ore seara. Imediat după semnarea contractului între CRAB și societatea domeniului public și privat, a doua zi, pe 21 decembrie, Primăria Municipiului Onești, prin subsemnatul, cerem CRAB-ului, solicităm de fapt, nu cerem, sprijinul în demersul nostru de a deveni acționar CRAB, să ne spună pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a deveni acționar CRAB. În data de 21, o adresă similară o facem către ADIP, prin care solicităm sprijinul conducerii ADIP de a deveni membri ADIP. Tot în data de 21 avem hotărârea de Consiliul Local înaintea adreselor, bineînțeles, prin care Consiliul Local aprobă aderarea municipiului Onești la ADIP, a demersului, bineînțeles. Urmează perioada de sărbători, toată lumea bucuroasă că în sfârșit avem apă, 24 din 24, o să explicăm mai târziu și cu ce costuri. Și iată că începem și anume să parcurgem o procedură legală, să comunicăm cu toți cei 89 de membri ADIP, mă refer aici la consilii locale ale tuturor membrilor ADIP, să pună pe ordinea de zi în prima ședință și anume un proiect de hotărâre care aprobă intrarea municipiului Onești în ADIP. Ne aflăm în momentul de față la performanța că din 89 de UAT-uri, 77 și-au dat acordul în această privință. Încă 12 UAT-uri trebuie să-și mai dea acordul. Între timp, de la CRAB nu primim răspuns. Ceea ce trebuie să facem să devenim membri, acționari, pardon, CRAB. Pe scurt, aceasta este, să zic, ordinea cronologică a ceea ce am făcut din momentul delegării Serviciului de Alimentare cu Apă către DPP. În paralel, bineînțeles că serviciul a fost, spunem noi, asigurat în parametri optimi, dar cum toate activitățile economice au și o latură financiară, asistăm la o situație de genul, după 30 de zile calendaristice de alimentare cu apă,
în regim de permanență în municipiul Onești, ajungem la situația în care cumpărăm de la CRAB 495.000 de metri cub de apă, facturăm către consumatori din municipiul Onești aproximativ 130.000 de metri cubi, ceea ce înseamnă din diferență, în condițiile în care toate aparatele de măsură, adică acele pontoare ale debitelor, funcționează în parametrii normali, asistăm la situația în care avem pierderi de 74%. Pierderi și furturi. Vreau să fiu foarte bineînțeles că nu sunt mai pierderi, sunt și furturi. Tradus în bani, toată această ecuație sună că CRAB-ul va factura aproximativ 11 miliarde. Noi, dacă încasăm toți banii pe care îi facturăm conform consumurilor indicate de apometre, vom încasa aproximativ 10 miliarde. Diferență între ceea ce cumpărăm și ceea ce vindem de 1 miliard, la care se adaugă costuri legate de întreținerea sistemului plus salarizare. Diferența aproximativă de 570.000 de lei, adică 5.700.000 lei vechi. Ar fi fost o mare problemă și n-ar fi fost dacă lucrurile ar fi mers în direcția în care ne-am propus și a hotărât Consiliul Local, și anume, noi să parcurgem demersul nostru să devenim membri ADIP și acționari CRAB, dar ca pe nefusă masă, să nu spun altfel, cu toate că s-au luat niște angajamente așa mai bărbătești, și anume fără anumite, să nu spun, implicări scriptice, dintre toți cei care am participat la niște discuții, unul s-a dovedit a fi foarte neserios, și anume, AGA, acum două săptămâni, într-o joi, la Societatea Apă Canal, unul dintre acționari vine cu anumite, să zic, puncte pe ordinea de zi, dintre care două le țin minte și nu vreau cum să le uit. Trei. Unu, cererea răspunderii penale a administratorului, și nu e o bucurie pentru nimeni că s-a cerut lucrul acesta și nici nu ne interesează pe noi. Și doi, cererea de a se acționa în instanță în sensul anulării procesului, adică demersului întreg, proces de la verbal de predare primire, HCL, de dare în administrare către DPP și așa mai departe. Ăsta mă sperie destul de rău și nu prea sunt sperios eu din fire, dar de ce mă sperie? Se poate sau nu să se întâmple lucrul acesta, eu sper că să nu se întâmple niciodată, și anume anularea unor hotărâri de Consiliul Local, pentru că dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, problema rămâne undeva în aer. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că noi, de bine de rău, vom putea gestiona sistemul ăsta de apă. Noi, când spun noi, mă refer la Consiliul Local și societatea din subordinea Consiliului Local care a preluat, care a primit prin delegare acest serviciu. Dar dacă o instanță ar spune că se anulează, să zic, HCL-ul și așa mai departe, ne trezim că preia serviciul Apă Canal, spun ferească Dumnezeu, dintr-un anumit motiv, nu nici de cum din raționamente economice sau juridice, ci din raționamentul că știind că acolo există niște datorii și foarte mari și văzând că societatea CRAB greu a semnat, dar a semnat și le mulțumesc pentru lucrul acesta, un contract cu un operator în spatele căruia stă Consiliul Local, mi-e greu să cred sau nu știu, nici nu vreau eu să mă antepronunț, dar cum ar putea să semneze un nou contract cu un operator privat care deja îi datorează 40 de miliarde de lei vechi. Dar cum orice lucru se poate întâmpla, se poate întâmpla și lucrul acesta de care mi-e cel mai teamă, ca să fiu clar. Pentru că, și aici intrăm în următoarea discuție sau următoarea etapă a discuției,
Unele persoane înțeleg că noi, locuitorii municipiului Ionești, suntem niște locuitori așa de mâna a doua, a treia sau a patra a județului Bacău. Eu cred că vom demonstra că lucrurile nu stau așa. Noi trebuie să fim tratați legal de către toți factorii responsabili în maniera în care suntem singurul municipiu din cele două, da. Suntem singurul oraș, haide să nu spunem altfel, sau aglomerare urbană, care avem un tratament cu totul deosebit, și anume, ba câte 10 ore de apă pe zi, ba câte 12, ba câte 14, ba câte 16, mai rar 24 de ore din 24 în ultimii ani. De ce trebuie noi să pătimim toate lucrurile astea? Pentru anumite situații economice, juridice. Vedeți că Primăria Municipiului Onești și Consiliul Local Onești a făcut și face tot ceea ce ne stă în putință. În primul rând, să evităm pe termen scurt, mediu și lung ca astfel de situații să mai existe. Vă spun și cum se poate scăpa din situația asta sau cum cred eu și ceilalți colegi cu care am discutat problema aceasta. Nu putem ieși din situația asta fără investiții. Investițiile în master plan au fost calculate și pentru Onești. Sunt de peste 34 de milioane de euro. De la bugetul local nu putem să susținem aceste investiții nici dacă ne dorim din tot sufletul. Cine ar putea să o facă este crabul cu adibul, dar înțeleg și o temere a dânșilor, și anume ca anumite, să spun, situații, o anumită situație juridică care poate să fie la un moment dat în viitorul apropiat, să nu infesteze întreg sistemul, mă refer aici adic și CRAP, și anume ca fondurile europene să poată fi puse în pericol de demersul juridic a unuia sau mai multor acționari de la canal. Eu cred că se pot găsi și soluții. Și anume, ori există posibilitatea juridică, tehnică, încheierea unui protocol astfel încât eventualele, să zic, consecințe economice pe care le-ar putea avea un demers juridic a unui acționar sau mai multora de la apă canal și la sumă, bineînțeles, Consiliul Local și Primăria și nu pune niciun fel de pericol întreg sistemul CRAP și ADIF. Și atunci putem și noi beneficia de fondurile europene astfel încât să se facă investiția aceasta cât de rapid, pentru că fără investiții nu putem limita nici pierderile, nici furturile și nici calitatea apei nu poate fi îmbunătățită, decât prin investiții foarte consistente. Ar putea fi o soluție. Nu știu câte răspunsuri voi primi astăzi la această întrebare, dar nici nu mă așteptam în acest sens să le primesc astăzi, ci vreau să le înțelegem toate problemele și să răspundem la ele într-o perioadă rezonabilă de timp, astfel încât să vedem ce pași trebuie să facem noi în continuare pentru a ieși din situație. Este clar că această situație nu poate să meargă la infinit. Adică, trebuie clar limitate pierderile din sistem și furturile imediat. Asta înseamnă și contorizare performantă și o anumită analiză a ceea ce se întâmplă astăzi asupra sistemului. Nu numai branșamentele sunt de bine, se mai consumă și sistem contorizat paușal, cu ghilimele de rigoare sunt contorizat. S-au mai descoperit și agenții economici și nu numai, care pe lângă branșamentul asumat și legal mai beneficiază și de branșamente pe lângă. Și totodată și oamenii trebuie să înțeleagă, mă refer aici la toți cei care consumă apă, că ceea ce se contorizează cel puțin trebuie achitat la timp. Vreau să vă spun că prețul apă, cred că nu e un secret pentru nimeni din Onești, este de 8,3 lei, preț cu TVA, preț cu aviz al RSC, atenție, nu se mai pune problema că este un preț legal sau nu este legal. Am zis apă plus canal. Nu are rost să discutăm acum despre apă canal și vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Problema este, și asta este scopul întâlnirii, situația este suficient de gravă încât toți factorii implicați în această
problemă, mă refer, acționari grav, adică Primăria Municipului Bacău, Consiliul Județean Bacău, celelalte OAT-uri au foarte puțin și nu știu, nu minimizez importanța dânșilor, dar n-au cel puțin putere de decizie în această problemă. Prefectura, cred că trebuie să analizăm de ce. Este o situație foarte gravă. Nu vorbim de sănătatea publică, alimentarea cu apă, nu. Suntem un client captiv până una alta la cap. Adică nu avem de unde să luăm apă din altă parte și haideți să rezolvăm problema la alt preț. Situația fără investiții se agravează, adică pierderile nu se reduc de la sine putere și anume numai cu investiții consistente. Și vine și o perioadă anului, să zicem, dacă iarna nu se consumă foarte mult apă, urmează o perioadă primăvară-vară în care e nevoie de apă. Avem spitalul municipal, avem școli și devine deja o problemă de siguranță publică. Eu vă mărturisesc că după ședința aceasta de mâine voi informa și alte structuri ale statului în această privință, pentru că nu vreau, ferească Dumnezeu, să se întâmple ceva și să nu aud mesaje din genul, domnule, noi n-am știut, nu ne-a spus nimeni nimic. Acum, deja, mingea este la noi. Noi, atenție, în anul trecut, în vară, n-am primit garanții scrise, dar este clar că împreună cu Consiliul Județean n-am avut și sper că avem planuri comune. În ce sens? Mi s-a spus, domne, dacă într-o perioadă rezonabilă de timp, până la mijlocul verii, toamnei, se clarifică situația cu apă canal, Oneștiul poate beneficia de fonduri europene. Persoana care a spus lucrurile acestea, din punctul meu de vedere, este o persoană foarte, foarte responsabilă și știe ce spune. Adică are măsura cuvintelor. Dar, la fel de clar s-a spus și atunci că o acțiune în instanță poate să pună capăt într-un singură secundă tot întregului demers administrativ pe care îl parcurge OAT Onești și celelalte două entități, CRAB și ADI. Îmi pare rău că domnul acționar majoritar de la Apă Canal nu a fost prezent, adică nu este prezent și vă spun că printr-o adresă mi-a spus că nu dorește să ia parte la această discuție din motive și juridice. Dânsul crede în continuare că s-a făcut o preluare ilegală. Și ce este ciudat, că unele măsuri pentru anumite persoane, acționarul majoritar le trece în aga cu vederea sau le cântărește, le analizează părtinitori și pe altele, în ceea ce privește interesul unei comunități, mergem în continuare, pe ei până la capăt, adică capul pe gât, pe grumaz, să nu mai poate să mai facă nimic. Eu vă mărturisesc și închei toată această prezentare a mea prin a vă spune că vom face alături de Consiliul Local toate demersurile și vom apela la toate pârghiile legale, astfel încât să mergem mai departe pe un drum pe care l-am început în 20 decembrie, un drum pe calea normalității și un parcurs care este doar și doar în interesul locuitorilor municipiului Onești. După cum am spus, nu suntem societate comercială, nu urmărim să facem profit din această activitate, dorim să o dezvoltăm, să o modernizăm și să beneficiarii să fie aceia care sunt și astăzi, locuitorii municipiului Onești. Aș pune o serie de întrebări, dar nefiind acționarul majoritar de la Apă Canal, nu vreau să le pun administratorului acestei societăți, care până una alta dânsul a fost de bună credință, zic eu, în luna decembrie. Și vreau să trăiesc cu impresia asta pe care mi-a lăsat-o atunci. Și anume, dânsul a făcut ceea ce aș fi făcut și eu. Și ceea ce cred că ce ar fi făcut orice om normal. La cap, cel puțin.
Să nu vrem să înțelegem o situație, dar întrebările pot să le pun și rog pe dânsul să le transmită mai departe, dacă vrea, bineînțeles. Și anume, dom'le, dacă un operator care a administrat acest serviciu de public, serviciu public de alimentare cu apă și canal în municipiul Onești, dacă a avut și are atât de multe intenții bune, de ce în ultimii, să spunem, haideți numai 18 ani, nu a investit în sistemul de canalizare, niciun leu, în stația de epurare, niciun leu, și sistemul de alimentare cu apă, foarte puțin lei, adică exact cam cât un chioșc de pe la piață, care, atenție, îi apreciez pe acei oameni, că muncesc foarte mult, dar investițiile cam așa au fost. În ideea în care serviciul ăsta are ca beneficiar locuitorii municipiului Onești și trebuie să o facem responsabilitate, cu mare, maximă responsabilitate administrarea acestui serviciu, că poate să aibă anumite efecte care pot avea consecințe juridice foarte grave. Dacă a existat atât de multe bune intenții, de ce nu s-a investit? Dom'le, eu în 20 de ani am investit 10 milioane de euro în sistemul ăsta. Am redus pierderile, erau 60%, să zicem, cât e o fi o medie județeană. Le-am redus la 50%. Ce vreți? Vreau să-l administrez. Și fac lucrul ăsta. Nu putem numai să mulcem o vacă și când vedem puțin că de acum e gata să leșine, eu dăm altuia, după ce i-am dat-o, stai că ai uitat să-mi dai și banii, mai chem vreo doi vecini care i-am dat și o mâncare la vacă asta, dați-mi și ei niște bani și tot așa. Eu sper că în înțelepciunea lui, acționarul majoritar va găsi o soluție în demersurile pe care le face din instanță, care să nu pună pe viitor, în pericol, demersul care este unul, după cum v-am spus, foarte normal, foarte legal și foarte și beneficiu oneștenilor. Și anume să caute, zic eu, în tot demersul dânsului, acea modalitate ne-a demonstrat de-a lungul timpului că în instanță știe să facă anumite demersuri. Sper să le facă de data asta în favoarea oneștenilor, toate demersurile care le face și nu în defavoarea oneștenilor, că atunci vom avea o foarte mare problemă. Eu rog acum, și de fapt cam ăsta a fost scopul întâlnirii, pe domnul Palea, ca și reprezentant al Consiliului Județean, pe domnii director de la CRAP, îmi pare rău că nu e nimeni de la primăria municipiului Bacău, și anume ca împreună să vedem ceea ce trebuie să mai facem ca noi să devenim membri ADIP și acționari CRAP. La membri ADIP înțeleg că nu-i treaba nici a dumneavoastră, nici a Consiliului Județean. Acolo o să vedem cu cei de la ADIP cum mai gestionăm. V-am spus ce pași am făcut. Dar la CRAP încă nu am primit niciun răspuns, în sensul în care știu, trebuie să cumpărate acțiuni dacă vrem să devenim membri CRAP. Nu e un secret ăsta și știm mai toți cei care au cât de cât habar cu administrația. Dar vă spun că este posibil, mai devreme sau mai târziu, în condițiile în care nu apar alte variante de lucru legale, să intrăm într-un blocaj. Și blocajul ăla nu va face bine nimănui. Nici celor de la CRAP, mai ales locuitorilor municipiului Onești, și nici Consiliului Județean. Eu vin cu rugămintea ca în perioada următoare, cât considerați dumneavoastră că merită să alocăm timp acestui subiect, să ne îndreptăm atenția cu juriști asupra ceea ce trebuie să facem, astfel încât demersul nostru început în luna decembrie să își găsească finalitate. Rugămintea mea este următoarea. Dacă doriți să luăm cuvântul, să luăm cuvântul în ordinea importanței pe care o avem ca și instituțional în această problemă, și anume, era prefectura, dar nu prezentă, Consiliul Județean, Primăria Bacău, CRAP,
după CRAB Consiliul Local, după Consiliul Local Apă Canal. Și apoi, dacă sunt câteva întrebări foarte precise și pe subiect din partea domnilor de la președinți de asociații de proprietari, o să vă rog frumos să adresăm. Dar nu sunt întrebări, că aici n-a venit nimeni să, cum să vă spun eu, să ne ofere răspunsuri. Nu tragem pe nimeni la răspundere aici, asta vreau să se înțeleagă foarte bine. Eu am inițiat această discuție, în primul rând, să trag un semnal de alarmă asupra situației în care suntem și, în al doilea rând, vin cu o rugăminte la Adip CRAB, acționari CRAB, și anume să găsim o posibilitate de ieșit din acest impas, care în acest moment, v-am spus, încă funcționează mecanismul, dar cu reale șanse să bage cineva un bețișor în mecanism și să-l blocheze. Înainte de a iniția câteva întrebări, din punctul nostru de vedere al Consiliului Județean, aș vrea să fotografiez și eu sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017 din punctul nostru de vedere. După cum bine știți, pe 20 decembrie, când ați hotărât aici în ședință de Consiliu Local preluarea activelor de la Apă Canal sau preluarea. Păi, asta e problema, nu mai știu ce ați preluat. Patrimoniul propriu l-am preluat. Ce infrastructură? Deci infrastructura. Exact. Da, infrastructura. Patrimoniul public. Ok. Deci era. Mulțumesc pentru răspuns. Chiar l-așteptam. Deci ați preluat infrastructura SECE Apă Canal. Și ați venit la Bacău să semnați acel contract cu compania de apă. Președintele Consiliului Județean s-a implicat. V-a dat tot concursul, a făcut toate demersurile atât la prefectură cât și la compania de apă, în așa fel încât în acea zi să plecați cu contractul de furnizare apei semnat. S-a reușit, toată lumea a fost fericită, ne-am întâlnit după o zi, două, nu mai țin exact minte, cred că pe 22 decembrie ne-am întâlnit în birou la președintele Consiliului Județean, reprezentanții municipalității din Onești, reprezentanții de DDP Onești, dacă nu greșesc, reprezentanții ADIP, în așa fel încât să începem marea, să spunem așa, revanșa asupra cetățenilor, că până la urmă cetățenii municipiului Onești sunt cei care, din păcate, sunt cei mai afectați de acest dute vino din partea companiilor de stat, private, cum s-o fi numit ele. Și chiar am discutat împreună atunci și am stabilit că, și ne-am bucurat că e o zi istorică pentru municipiul Onești, o zi în care, după atâția zeci de ani, aș putea spune, municipiul Onești are în patrimoniu aceste instalații, aceste conducte de apă, în așa fel încât putem demara includerea municipiului Onești în ADIP și să devină acționar la compania de apă Bacău. Am stabilit o foaie de parcurs împreună cu ADIP-ul, cu CRAB-ul, tot ce trebuie făcut. Ne-am despărțit bucuroși, ne apucăm de treabă. După sărbători, când trebuia să punem în practică ce s-a discutat, hotărât de consiliul locale și ce mai urma de făcut, am citit în presă și noi, Consiliul Județean, cu stupoare. Inițial a spus că e o glumă. Declarațiile acționarilor și acționarului minoritar și acționarului majoritar, prin care nu recunosc demersul făcut de administratorul societății. Inițial am spus că e glumă, cum adică administratorul unei societăți sau acționarul unei societăți nu sunt de acord cu demersul făcut de administratorul lor.
Dar se pare că această glumă s-a îngroșat. Acest scrie este chiar un litigiu în instanță, în acest sens. Și din acest punct de vedere, noi nu mai știu. În acest moment nu există. Pe surse. E foarte bine. Nu există atunci, nu? Nu există. Da, dar vorbim atâta pe niște lucruri care nici nu le știm și ne vorbim de o lună de zile că nu s-a mai puțin, haide să vorbim și vezi. Vorbim așa, stăm. Nu este nimic, vorbim așa, facem poezie. Păi, înseamnă, dacă nu este nimic, atunci putem merge înainte, nu? Sigur că da, nici nu știm și vorbim. Da, corect, dar eu am spus din start asta. Noi am spus că am aflat din presă, eu asta am afirmat. Presa. Putem direct, puteți să începeți cu mine. Păi tocmai de asta vreau să zic, aici vreau să ajung. Că eu am soluții care spun foarte greu. O secundă, vreau să termin și să vă... Aici am vrut să ajung, pentru că am înțeles că dumneavoastră sunteți administratorul societății și puteți ne da toate detaliile. Sigur, avem o problemă noi și am venit să o deblocăm rapid și cum putem să o deblocăm și eu pot să vă spun ce am făcut și cum și la sfârșit dumneavoastră eventual să-mi spuneți altceva. Vreau să vă mai întreb cu tare, eu așa cred că ar trebui să începem între noi să vorbim noi, consilierii, cu tot respectul față de toată lumea prezentă aici, să spunem noi ce știm astăzi, adevărat și nu presă și nu ce se aude pe Facebook și se scrie, ce probleme am eu, ce soluții avem, că nu regret nici acum și mâine, dacă ar fi să o fac, aș semna din nou chestia aia, pentru că știu condițiile, știu anii, știm cu toții de aici, ne cunoaștem din sală și președinte de asociații, și cu Crabul, ne cunoaștem de 20 de ani, și de adică aș vrea să, la lucrurile care s-au spus, ce putem, că și eu am aflat. Totuși știu. La fel de fericiți ca pe 22 decembrie. Nu, dar nu e vorba de fericire. Ba, da. Eu, de exemplu, eu pe 22 n-am fost fericit. Eu cred că pe 20 a fost un moment istoric pentru municipiul. Dacă vreți să-i spuneți așa, faceți-l istoric. Eu nu fac istoric. Eu fac exact realitate. Eu știu că acum 20 de ani am preluat un sistem și trebuia să-l țin în funcțiune. Atâta știu. Parte din istoric. Că era bine, că nu era bine, că dumneavoastră Consiliul Județean, că nu erați dumneavoastră acolo, dar pun așa ca problemă. Dumneavoastră ați privatizat societatea asta, ați înființat-o și ați privatizat-o și nu e o fântână, nu domnul primar, nu domnul consilier, nu oneșteni din sală. Ar trebui noi să vă întrebăm, cum ați făcut la vremea respectivă privatizarea? Pentru că de 18 ani în orașul nostru, n-a interesat pe nimeni, mă surprinde foarte mult lipsa primarului Bacăului, acționarul majoritar din Grab, mă surprinde ca oneștean lipsa președintelui Consiliului Județean, îmi cer scuze față dumneavoastră, foarte important, trebuia să veniți 3-4. Pentru că ei erau cei mai importanți astăzi la discuții. Noi, ca de fiecare dată, cu adevăr, sunt administratorul public la Consiliul Județean. Mă bucur și v-am zis, putea să veniți trei. Mi-ar fi plăcut ca oneștean și toți care văd la televizor să vină, era foarte important. Păi președintele Consiliului Județean trebuia să fie aici. Președintele Consiliului Județean este la întâlnire cu primarii. Doamnă. E la întâlnire cu primarii, vă spun eu. Amânam pe mâine, amânam pe poimine și dacă eram. Deci foarte important, noi discutăm acum. Puteți să vă întâlniți cu primarii unde vreți. Dar continui. Și spun așa, domnul primar, ultima evoluție de o lună și ceva de când am făcut lucrul acela, și îl știm și cu asociațiile și noi consilierii, eu am venit aici și am încercat să facem un protocol de predare-primire, pentru că am simțit că era nevoie de semnătura mea, că dacă era totul legal și totul era al Consiliului Local și al Municipalității, eu nu mai trebuia să semnez. Dar situația economică și cum a spus dumneavoastră domnul primar și domnul consilier, n-ați primit niciun răspuns de acolo, de acolo și de acolo. La fel și eu n-am primit niciun răspuns din adresa care v-am trimis-o din luna septembrie, în care anunț oficial ca administrator că eu nu mai pot să continui activitatea de apă. Începând cu 15 decembrie, atenționez toate forurile de conducere din județ, prefect, Consiliul Județean, și am avut primărie, Bacău, Crab și toată lumea, că nu mai pot. Și condițiile, le-am scris de ce nu mai pot. Sunt 20 de condiții acolo. Adică eu nu mai puteam, credeți-mă, să duc. Să-mi dau demisia, nu puteam. Că am mai vorbit și cu, o să discutăm cu noi, între noi, cu consilierii care sunt în biroul juridic. Am venit și la dumneavoastră și v-am spus așa, domnilor, toți juriștii din primărie și toți juriștii din Consiliul Local, găsiți-mi o soluție legală, suntem cu toți aici. Una, două, trei legale. Spuneți-mi și mie cum să facem predarea asta, să nu avem probleme niciunii din noi, nici eu, nici dumneavoastră, nici o domnul primar. Nu am primit niciun răspuns alea trei variante, nu e niciuna. Să-mi ziceți acum cu toți, de aici, domnule, v-am scris să facem așa, niciun răspuns.
Mai mult de atât, aici la între noi știam un singur lucru. Eu nu sunt nici economist de valoare și nici jurist de valoare. Eu știu doar ca tehnicien noi doi. Noi nu putem să ne băgăm în probleme juridice. Juriștii nu ne-au dat. Cum? Haideți să nu ne băgăm nici acum în probleme. Păi nu, păi tocmai, nu ne băgăm. Rugămintea e următoarea. Ați spus dumneavoastră stați că nu stau lucrurile așa, așa am înțeles. Exact, eu vreau să termin și care e soluția. Problemele care le-ați preluat din 2014, dumneavoastră, domnul primar și domnilor consilier, sunteți noi în mandatul ăsta. Problemele sunt de 18 ani între noi. Cum să investești, că să vă răspund la întrebare, cum să investești când ești permanent în procese, permanent în amenzi, inclusiv dumneavoastră mi-ați dat amenzi și vă bucurați că istoric, instituția, deci începând să mai și fac investiții, să plătesc și amenzi, să nu plătească jumătate de oraș, nu plătiți, instigat orașul la neplată, ce ar însemna DPP-ul astăzi, că domnul director pare să-l cunosc și e foarte greu din ce are de făcut acolo și foarte greu sectorul, să nu-i mai plătească mai decât jumătate de oraș. Timpurile mele, nu mă scuz, am trăit din 2014 până în 2016, în vară, cu ajutorul asociațiilor de proprietari, 50% din oamenii care au înțeles, agenți economici, și eu le mulțumesc pe această cale. În momentul când n-am mai putut și a venit crabul, colegii noștri, frații noștri, mama noastră, ne-au născut acolo, am fost împreună 30 de ani, da? Au venit și au zis stop. Păi, ai 40 de miliarde. De unde aveam eu 40 de miliarde? Păi de peste tot. Nu. Domnule, ca să înțeleagă și că văd că pe Facebook și pe televizor se discută numai ce vreți dumneavoastră. Hai să discutăm și mie să mă contraziceți din ce spun acum, că nu e așa. Noi am fost Samsari în Orești 10 ani, că noi ne-am născut în 60. A spus da? Că nu faceți istoria? Păi nu, dar nu mai facem și mă. Păi ca să plec. Eu spus să aruncăm. Haideți să vedem dacă găsim soluții de aici încolo. Da. Până acum n-am spus. Termin cu asta. Investițiile la ora actuală de PPO, da? De o lună jumate, merg pe aceste investiții care nu s-au făcut decât la un chioșc. Îmi pare rău. Să nu folosim, sunteți mai tânări, nu folosiți cuvinte din acestea. Eu mai am ce mai am și mă duc la pensie, mă. Nu folosesc ca la un chioșc. 500 de mii de euro, jumătate de milion de euro, vă dau 6 utilaje la ora actuală care le-am cumpărat. Pentru că la infrastructură, nu la toate. Utilajele le luați și plecați cu ele acasă. Că, nu mă referam și lăsăm la uneștene aici. Nu, că se chestrate toate bunurile. Lăsați numai dacă nu cunoașteți. Mă refer la infrastructură. Eu vreau să spun, ca să lucrez la infrastructură, trebuia în primul rând să ai utilaje. Că nu poți lucra la ele. Auziți? Nu aveam bani de făcut afaceri cu firme, cum se face în toată România. Eu n-am avut. N-am mers. Și atunci, dacă mă duc mai departe, să știți că se apropie de milionul de euro, pentru că 12 km de rețea noi nouții cu devize și lucrări și facturi sunt în firmă. Deci dacă vrem să vorbim. Soluție. Eu am o problemă și rog Consiliul Local, pentru că n-am primit răspuns atunci juridic cum e. Și să știți că nu mi-e teamă. Nici mie, cum a zis dumneavoastră, domn primar, chiar nu mi-e teamă. Că vor, ce a scris prin presă, acolo a fost ceva corect, adică în AGA, întoarcem la AGA, să îndrepte împotriva mea că am semnat și cine? Nu neapărat că țin partea acționarului majoritar. Asset Invest, nici nu știu cum să zic, Asset Invest cu 6.75, acest acționar, care s-a desprins de prinsip că n-a fost prezent odată în firma mea, eu mi-am permis în AGA să spun: domnule, nu v-am văzut vreodată în 18 ani lângă noi să ne ajutați barem într-un proces. Acum vă zic, domnilor, ei sunt specialiști, eu nu mă pricep. Juriști, da, avocați puternici. M-a luat ăla și a zis: domnul Fântână, da, că într-adevăr, să nu comentăm că Fântână a avut interes să bage o chestie acolo în procesul la care noi l-am făcut, inventarierea aia, e dragul să mai amân eu ceva. Pentru ce să amân? Că eu vă garantez aici și întregul oraș 100% Fântână nu mai semnează preluarea serviciului de apă. Că de 18 ani eu nu mai pomă, coaste rupte, tot bătut, pus la colț de toată lumea, tot politică, da, și da, nu mai fac. Ca să-l preluați trebuie să semnez eu, că-l preluam. Nu, și atunci sau soluția. Când le spun lucrul ăsta, ce spun? Domnul secretar, că trebuie să ne așezăm, domnul consilier, să rectificăm, că și guvernul a dat-o de aia și o face după o săptămână. Să ne așezăm totuși din nou acolo. Există, vă spun, nici acum în cap. Avem Mercur 4 ăla care l-am trecut, domnul primar. Mercur 4, unde era de fapt un atelier unde stau oamenii noștri, jumătate de oraș din muncitori, noi stau acolo, jumătate stau în Cireșoaie.
Eu în capul meu când am zis noi că facem între noi hârtiile, am făcut Jevrenul predăm, Cuciurul predăm, cu oamenii, cu laboratoare, cu... Din cu aceea am predat și astea. Ei, doamne, Cireșoaia ăla e cu intabulare făcută pe apă canal și vai de mine acționarul 675, că acum mi le împotă mie spațiul ăla, că ăla nu trebuie. O să vedem cu actii și dacă este, domne, se poate scoate, domne. Și mai e o chestie de niște conturi de trecere care am preluat la Consiliul Județean, care la mine nici nu mai erau conturi de facturare și când eu le explic, credeți-mă 100%, nu vorbesc acum, spun, domnul meu, ăia sunt conturi care eu nici nu am contul, am facturat vreodată, erau ca să fac bilanțul de cartiere, cum erau, la Mal, de exemplu, contorul de la Mal. El acum era doar de trecere prin el, da? Noi avem contorii noștri puși pe blocuri. Domnule, un leu, zice, un leu ca acționar, ca să înțelegem cu toții ce înseamnă să fii un acționar. Eu cu domnul primar Lemnaru am discutat acum 7 ani sau câți eram noi și spuneam, sunt 300 de acționari, domnul primar, eu sunt oneștean, de al vostru, de al nostru. Am crescut și am copilărit aici, domnule, fii nebun să vai de mine, să mi-e mai drag Nea Marin de la Bacău și domnule, hai mă să fim serioși. Suntem, înțelegem, dar era. Și zic, sunt 300 și persoane fizice și... Și apare ăsta acum și spune, contorul ăla, domnul Fântână, îl puneam pe cântar la Fiervechi și leul meu e leul meu. Cam așa se pune problema când ești acționar și dai ceva cuiva. Bun. Eu am zis, și acolo erau cu două măsuri, domnul Budeanu, hai să așa. Sunt drept în penală și să mă schimbe și să pun altul în loc și chestiile astea care discuții. Domnul Budeanu a zis, domnule, n-are rost, deci n-am de ce să-l schimb. Pentru că trebuie să închidem la adică, nu? Să intrăm în insolvență, în faliment și eu mă pricep la astea, că eu am făcut numai falimente până acum prin România. Nu știu, e greu, cum o fi, mai greu ca la domn director Paris, am stat împreună, cred că mai mult decât și-am vorbit cu mama și cu dumneavoastră în primele 3 săptămâni. Și e greu, că știu cum e și ce situație am ajuns. Și cred că la masă să scoatem câteva lucruri, să reglăm acest proces verbal și pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru Asset Infest ăsta și pentru ăla, nu cred că e un problem. Cred că ați înțeles bine și nu mai greu. Eu vreau să vă spun acum, vorbim între noi. Nu tragem pe nimeni la răspundere. Da, nu, nu, dar nu te tras, mă trag alții. Problema este una și care este foarte gravă. Știți, m-am spus atunci la tot, nu mă băgați în pușcării, domnule, pe toți, v-am zis. Găseți-mi o soluție legală, că eu vă semnez oricum, până la urmă am fost obligat. Problema este una pe care ați înțeles-o, dar deviem oarecum de la subiect și vă înțeleg de ce. Simțiți nevoia să ne spuneți acum toată problema care... Câte s-au spus pe presă zilele astea și în oraș, cam pe lângă, eu pot, cred, să vă spun direct. Situație. Vă spun clar că, numai puțin, parcursul nostru administrativ pentru a deveni membri ADIP și acționar CRAB, am și spus. Poate fi pus în pericol, înțeleg de la dumneavoastră că în momentul de față nu avem motive să credem asta. Poate fi pus în pericol de un anumit, de o anumită, să zic, acțiune în instanță a unui acționar și anume Apă Canal. Despre asta vorbesc, până am venit să spun că domnul Fântână e vinovat. Nu, 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 dar nu, dar puteți să spuneți, domnule. Dar spuneți, care e problema? Spun lucrurile. Credeți că dacă îmi spuneți asta, problema e că ieșim din situația aceasta. Păi asta e. Eu spun că în câteva zile ne putem așeza la masă, pentru că au apărut câteva lucruri care, într-adevăr, eu am predat ceva care nu e al... Am predat ceva care nu e. Aia spațiu, 49 de metri pătrați are acel spațiu. Vă dați seama că până la urmă tot. Să ne așezăm, să le corectăm cu domnul secretar. Să le spunem că na, la vremea aia, băi, s-a făcut, nu am vrut să întârzi nimic, n-am vrut să mai iau înapoi nimic. Dom'le, sprijinându-l tot ceea ce pot, vă spun în continuare, aveți sprijinul și cred că l-ați simțit. Da? Dacă s-a facturat o lună, discutăm aici, sunt 6750 de contori proprietate Apă Canal. Investiții care la fel, cumpărați de acolo, îți pe Apă Canal. Am cerut vreun leu că am dus apă, trebuie să o vindem, 40 de vânzători acum vând apa. Cu ce cântare, domnul primar? Am pus eu vreun leu, am mers cu alea, hai să mai trecem o lună, hai cu programele noastre, cu imprimantele noastre, cu totul, cu telefoanele mele și astăzi, să vorbește pe abonamentul. Și pe tot ce vreți, căldură, lumină, tot acolo, sediu, transport, utilaje cu 20 de lei, să mai găsiți pe cineva cu 20 și așa mai departe. Dar am vorbit o vorbă, că voi sprijini cât pot și tehnic tot ce am putut, v-am spus și am spus-o de unul singur. Eu nu mai puteam, citiți, recitiți adresa din nou, în care spun tuturor factorilor din România, am trimis și la guvern, eu nu știam cum să ies. Eu nu pot părăsi o corabie, domnul Paris nu poate părăsi corabie, pentru că ai o atribuție foarte mare, continuitate să dai serviciului apă. Tu nu poți te retragi și închizi apa, eu n-am făcut grevă în 18 ani odată, să nu uitați, în condițiile aia, un minut. Nu mi-am permis, pentru că te bagă automat în pușcărie, că tu nu pleci și părăsești. Și atunci soluția
deblocăm aceste lucruri care sunt cât de cât legislative cu probleme, care, bă, asta e. Am semnat acolo două, trei, vreți, vreți, nu vreți, nu vreți. Până la urmă să mă cheme, eu n-am vândut nimica, nici la, în Vietnam, rețele, nu le-am dus în București, adică până la urmă ce vor să facă, să facă. Dar e rău și pentru dumneavoastră și pentru Oreșteni și pentru mine, pentru că soluția, noi o gândim de foarte mult. Credeți că eu am semnat, s-a vorbit de presiunea străzii, fals. Am stat de vorba aici când am ieșit de aici singur cu 100 de oameni. M-a scos jandarmii și poliția, am rămas cu ei pentru că s-a e-mail. Că chiar dacă te ceartă, care mă înjură de 20 de ani, noi am fost cu noi, între noi. Și m-au luat, m-au scos de aici. Dar nu mi-a fost, nu asta era teama. Eu știam că nu mai pot merge de la 1 ianuarie. Pentru că legea în România spunea clar, mi-au blocat, mama mea mi-a blocat contul în octombrie pe 1, iar eu pe data din 1 ianuarie nu mai puteam asigura blocarea contului pentru salarii. Erau 150 de salariați care de la 1 ianuarie nu mai puteau lua banii. Atât am putut bloca octombrie, noiembrie și decembrie. De-aia am anunțat toată lumea în 15 decembrie, nu mai pot funcționa. N-am primit niciun răspuns de la nimeni. Ok, și atunci pentru mine a fost o semnătură, dacă vreți, corectă. Am semnat corect cu tot sufletul, pentru că mai departe cineva, adică voi, sunteți mult mai puternici, dumneavoastră, sunteți mai puternici, aveți posibilități să duceți mai departe. Numai că, eu, de un an de zile, ne gândim cum ar fi cel mai bine. Nici dumneavoastră, Consiliul Local, vă spun, am spus-o din prima zi, domn primar, ne-am întors în mașină de la Bacău. De-a doua zi duceți-vă și faceți demersul. Și n-am mințit, pentru că știam, cu toată experiența de 60 de ani și cu un colectiv, vă spun, foarte, foarte bun, profesionist, dacă vreți, de 2 ani jumate numai cu cepuri de lemn și cu coliere în rețeaua de apă, eu n-am mai putut. În ianuarie 2016 vindeam 148.000 de metri cubi de apă. Dumneavoastră vindeți astăzi 124. Că de aici, dacă vreți, puțin tehnic. Lipsă 20.000 de metri cubi. Și întrebarea finală. De ce? Pentru că de 18 ani de zile populația orașului Onești a trăit și a putut avea apă la schimbul 3, pentru că a existat acea platformă. Eu mi-am bătut gura de 3 ani de zile, de 4 ani, cu toată lumea. Îți lipsește platforma din Onești? Lua utonul 4.000 de metri cubi, 6.000 lua Caromul, 14.000, 18.000 lua Albrau, chimicul complex, cât scara mea de bloc? Eu v-am spus toate lucrurile astea, a mai rămas termo, cât o scară de bloc, două blocuri din oraș, domnul Orac. Două blocuri din oraș și cât toată platforma, toată zona industrială. Și noi ducem la 10 km rețele. Și atunci, de ce nu avem apă la schimbul 3, să o spun cetățenilor, că și dumneavoastră ce faceți la ora actuală, faceți din punctul de vedere tehnic, spun, corect. Numai că au fost minciuni spuse populației. Dacă noi luăm, asigurăm ieftin, rece, continuu și cu investiții. Eu m-am uitat, n-am comentat, nici pe presă, nici pe Facebook, nici pe nimeni. Să mă înjure, pe noi ne-au jurat, vă înjură și pe dumneavoastră acum. Pentru că continuitatea unui serviciu de apă într-un oraș cu un echipament de 60 de ani nu poate să asigure descărcare de presiune decât în platformă. Așa s-a înființat Oneștiul cu blocuri. Schimbul 3 Oneștiul nu va putea avea în continuare mulți ani fericiți de acum încolo. Nu că îmi doresc, stau la bloc, dar nu poate. Pentru că presiunea din rezervoarele de sus apasă pe oraș și aveți 10 atmosfere la capetele, de la Slobozia, de la Chim Complex și mai departe. Cu toate regulatoarele care vreți să le puneți, întotdeauna se va descărca în zonă și dimineața, la prima oră, ne întâlnim cu 5, 7, 10 avarii. Vreți să ținem toată noaptea? Am ținut-o de Revelion, de nu știu ce, am mai dat și noi, de un Paști, de un Scutare. Noaptea aia este extrem de grea. Avem foarte puțini oameni cu luminile aprinse noaptea, uitați-vă câtă populație avem în oraș. Nu se consumă, nu avem operatori. Cum puteți să micșorați, de exemplu, pierderea? A zis 74%. Eu am venit, știți cum am venit? Am băgat 12 km în cartier în 6 martie și oamenii sunt, am devizit. 10% din rețea făcută nouă. Și am băgat-o. Dumneavoastră ați băgat în Slobozia nouă, ați băgat în partea elaltă nouă. Cu toate astea, pierderea nu se diminuează. În momentul când 100% rețeaua este făcută nouă, nouță toată, 100%, 120 de km, de abia în momentul ăla se sesizez că ai redus pierderea. Pentru că altfel crapă în partea cealaltă continuu. Bacău, 60% pierdere în condițiile de peste 200 de milioane de euro investiți în rețeaua de apă. Constanța, peste 300 de milioane de euro, 63%. Și orașe din România cu 84, cu 76 și cu 7, am fost la NRSC, mă știam cu Predoi, mă știam cu toți. Da, da, ia o singură calitate și nu. Da.
aceste orașe care au pierderi foarte mari și sunt, cum spuneți, sunt la noi Onești cel mai... Ei sunt membri unei asociații de dezvoltare și acționari, undeva sau nu neapărat acționari, și toate acele pierderi, dar și beneficii. Una e când cumpere apă cu 2 lei metru cub, 2 lei și 10 bani plus TVA, ori 1,09 ori, și una e când cumperi ca și operator regional cu 500 de lei, 1000 de metri cubi, bine, ai costuri. O tratezi, investești în transport, că nu vine nici toată infrastructura de la Valea Auzului până aici, costă bani. Doamne, costuri sunt peste tot. Nu există că de la Dumnezeu lăsa vorba. Poate exista clar profit la un operator regional pentru un oraș cu pierderi 70-80% și clar nu poate exista profit și nici măcar funcționare în parametrii normali au când cumpere apa cu 2 lei și 10 bani. Deci, acum, ok, că nu vreau, am făcut numai așa puțin. După ce încheiați, vreau să vă citesc ceva, o adresă de la Apa Canal. Semnată de Apa Canal, dar nu de dumneavoastră. Nu știu pe cine să cred acum de asta. Dar discutați, domnule, avem telefoane între noi. Păi că nu știu dacă m-ați sunat vreodată și nu v-am răspuns. Ascultați, vă rog, frumos. Deci, discutăm. Primită azi 14, știu, ieri. Stimate domn primar, referitor la adresa dumneavoastră prin care sunt invitat să particip la întâlnirea din data de 14 februarie, ora 14, personal o consider inoportună, din următoare motive. Momentan, serviciul de apă canal este prestat de către societatea domeniului public și privat Onești S.A. ilegal. Având în vedere faptul că această societate nu are obiectul de activitate, acest serviciu este prestat numai de societăți cu obiect unic de activitate, da. Conform hotărârii adunării generale extraordinare acționarilor din data de 2-a 2-a 2017, a fost invalidat procesul de transfer cu titlu gratuit. Dumneavoastră veniți și spune, domne, nu e o problemă, nu se poate, nu știu de cine. Cele două probleme care sunt, că nu știu mai pe cine mai trebuie asumate cu ștampilă. Știți ce mă spuneți? Mi-a spus când a venit președintele Consiliului Județean. Dacă v-ați rămas cu asta pe gaf, ok, rămâneți cu ea pe aia. Ascultați-mă o secundă, și oamenii ăștia. Eu reprezint președintele Consiliului Județean. Foarte bine. Dumneavoastră pe cine reprezintă? Eu sunt administratorul societății Apa Canal. Că acționarul spune altceva. Auziți, eu sunt cel care cunosc problemele astea. Acționarii vin o dată pe an, iar eu stau în fiecare zi. Poate aici e o diferență. Dar nu vă supărați pe asta. N-a venit, dar nu supărăm, dar nu știu cine ia decizia, că despre asta... Dom'le, eu scrisoare care nu e a mea. Eu am venit și v-am spus... Voastră, dar cine ia decizia că... Ce decizie? Domnule, decizia, v-am spus-o. Demersul nostru, intrarea DIP și CRAP, ține de luarea deciziei. Domnul primar, haideți să scurtăm o leagă. Eu vă spun până la capăt de respectul care... Dacă ne întâlnim și ne punem pe puncte, aia era aici și nu trebuia trecută, cred că e o problemă. E o ambiție din partea cuiva? Nu. Eu garantez această întâlnire dacă se dorește. Vrem să o facem? Într-o săptămână am făcut-o și o rezolvăm. Punct cu punct. Păi dacă nu vrem... Sunt de acord și vreau să rezolvăm legal toate problemele. Și acum finalul, că a spus o întrebare pentru toată lumea, soluția pe care am pe domnul inginer, domnul director, acum în figură nești, cu domnul inginer pare s-a discutat. Bă, n-am, nu putem. Dacă noi nu putem, voi nici atât n-aveți cum. Pentru că nu că n-aveți bani, voi aveți mai mult bani. Eu nu mai aveam, dar investițiile sunt foarte mari. Cine poate atrage fonduri europene puternice? Nu-i vorba de 1.500.000, am auzit că ar fi niște bani la termoficare, am citit și eu pe acolo. Păi nu-s bani, domnul primar, sunt 300.000 de euro, care 300.000 euro e numai vidanja și cum așa îți funda canale. Poate vreți să vă luați două utilaje, nu o să mergeți la infinit cu închiriatul cu 20 de lei. Nu, adică trebuie să mergem de urgent pe trei direcția normală, Adip și că... Eu am fost acum 7 ani la Raja Constanța, acum 7 ani. Stai de vorbă cu domnul Stroie, Felix, 4 ore. Și ne-am dus să vedem exact probleme care, cum e, era regii. 6 județe au luat. Nu mai știu, erau pe Otopeni acum vreo 2 ani. Păi oamenii de acolo aveau pe o hală, pe o parte, birou numai pentru fonduri europene. Deci ar trebui să ne ia tot aceea. Păi nu trebuie, eu vă spun, adică ce am văzut, că am încercat și noi, mă. Noi ar trebui și noi ca, numai că noi am avut o luptă de asta seacă, care n-a câștigat până la urmă nimeni, nici noi, nici primăria, nici Oneșteanu, nimeni, ca și cu salubritatea, că de fapt ce s-a întâmplat cu salubritatea? Nimic. Platforma s-a dus ca noi, stăm deoparte și vrem condiții în Onești, dar platforma a plecat de sub ochii noștri la toți, vinovați toți, din toți 20 de ani. Da? Și acum, eu, ca ceea ce știu, ceea ce o spun, și din prima zi de atunci, cu cât putem mai repede acest serviciu, că nu, și dacă vreți să ne apucăm acum, vă spun că ne trebuie 2-3 ani. Orice firmă care merge mai departe va prinde un 5 miliarde pe lună, vă spun garantat pierde.
n-avem consumatori, n-avem cui să vindem pe aceleași costuri care domnul director Paris astăzi merge, pe 4 miliarde de lei costuri, putem vinde de două ori mai mult. Cu același cost, atunci e altă poveste. Dar nu-i vina societății Apă Canal că a murit în oraș totul. Avem vreo vină cumva că butonul a plecat din oraș de un an jumate cu berea de un an, că ăla, și mâine poimine. Și atunci, cineva care e puternic, domnule, puternic, nu am spus, nu mai sunt, aici mai stați o lună, mai faceți 5 miliarde, faceți 11, faceți 16 dacă mai prindeți închirea din martie, dacă mai veniți și Apă Municipală, domnul inginer, mai veniți și dumneavoastră, n-am nimic, doamne ferește, nu-mi doresc nimic, dar veniți, că cu ce vreți gând veni, gând bun, gând tehnicien, cei mai buni, apa curge, se duce, da, în toate orașele, Constanța, chiar dacă a luat Constanța, are cel mai mare preț din România. Ați spus la oameni în oraș așa că cu 9 lei și ceva merge Constanța? Nu, nu. Haideți să vă spun de prețul PSV. Spuneți-mi că vă spun eu prețul din țară. Nu e. Vă spun că Constanța... 8,90 lei. Ei, eu ce spun? E mai mare ca aici. Deci, 8,90 lei. E mai mare, dai apă 24 din 24. Auziți? Da, dar știți cum dă? E de calitate și nu riști să se îmbolnăvească. Într-un oraș mare în care cum e Brașovul, Timișoara, când întrebăm, dar de ce acolo aia, da? Au industrie, domnule, toată noaptea. Descarcă presiuni și apă în sistem. Noi nu mai avem, din păcate. Bun, eu vă promit că săptămâna viitoare, într-o zi în care o fixați dumneavoastră cu acționarul, nu eu, nu. Canal, sunt prezent la orice discuție alături de consilierii. Nu, dumneavoastră îmi ziceți o zi când, că eu o rezolv eu. Trebuie să deci ca soluții, de ședință. Luni, marți, miercuri, sprijinul meu în continuare, eu zic că l-ați avut și dacă este, spuneți-mi, nu, o lună jumate, două luni cât a fost, o spun așa, și să punu de la baie, până la urmă. Deci dacă aici o discutăm. Și totuși nu se poate. Dar apoi pe cazul... Lunea viitoare, stimați colegi, o oră când reușiți dumneavoastră că aveți... Dom'le, eu din punctul meu de vedere consilier... Da, spune. Domnul primar, din punctul meu de vedere consilierii, n-am. Fără probleme să vină. Marțea viitoare la prânz? Pe noi ne interesează... La ora... Nu, mă interesează cei din comisia juridică, în primul rând, nu să... Păi da, da, pe noi ne interesează niște juriști care să vină cu domnul secretar și să așeze o leagă hârtire, după aia să ne spună... Da, și acționarul majoritar de la Bocanata care venit... Fără probleme. Pentru că vrem și noi să deblocăm, adică mă interesează și pe mine și toată lumea, pentru că acționarul la mărunt... Marți la 12 rămâne bătută în pâine? Eu notez aici. Știți de ce? Știți de ce? Dar când puteți vă? Spuneți o oră când reușiți. Domnul primar, poate fi o echipă micuță la dumneavoastră de 5-6-7. Știți că contează prezența domnului ieri în echipa asta micuță? Păi foarte bine. Eu zic că nu. Cât ziceți? 16, 15, cât? La 15. Când ziceți, eu... Și eu cred că putem într-o săptămână, două, după care, pașii următori spre Crab. Acum o să vorbească domn director sau... Acum n-au, au instalat un director nou și dân și de 3-4 zile, ci că să stai să vorbești cu cine să vorbești, normal. Da, cred că domnul director cu experiența de 30 de ani ar putea să m-aș bucura să ajungem înapoi acolo, să veniți cu bani, aveți colectiv bun, tehnicieni, că și dumneavoastră aveți experiență ca și noi, slavă Domnului, se poate face o treabă frumoasă. Haideți, mai avem puțin și vorbim și numele de da. Păi da, pentru că cred că ne-ați chemat pentru asta. Numele Apă Canal a spus exact. Aș vrea să pun o întrebare, domnul Fântânaș. Vă rog, da, poftiți. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Fântânaș. Să ne spună clar, dacă în adunarea generală NAGA s-a hotărât, dacă poate să ne spună, cum să nu? Anularea acestui transfer, dacă s-a dispus să se facă o evaluare a bunurilor care au fost transferate și dacă s-a hotărât și pornirea unor acțiuni, că nu s-au pornit chiar, intentarea unor acțiuni împotriva dumneavoastră și a noastră. Dacă asta... Da, răspuns. Deci, nu s-a stabilit absolut nimic pentru a da în judecată pe cineva vreun proces pornit spre cineva. 100% nu. Doi, s-a stabilit într-adevăr o firmă, cum am vorbit noi de un an de zile, haideți să facem, domnule, faceți un evaluator autorizat, dumneavoastră propuneți, nu ați spus tot timpul, nu eu. Puneți un evaluator care știți să pricepe, să facă evaluarea. Păi asta înseamnă pornirea unui proces. Păi pornirea unui proces, păi dacă de un an de zile vrem și nu, nu ați vrut niciodată, de ce n-ați spus evaluator? S-a anulat transferul, s-a hotărât anularea. Cu ședința din AGA de acum, noi aveam propus acolo pe ordinea de zi ceva ca la care eu am ținut foarte mult. Să intrăm în insolvență și faliment societatea. S-a amânat. A zis că nu... S-a anulat sau s-a hotărât anularea transferului?
Procesul nu sună anulare, sună că bunurile... Da, vă dau... Da, auziți? Invalidat. Ceva de genul. Nu, nu. Așa. Numai că, de ce? De ce? Stați corect, trebuie să înțelegeți și de ce. Pentru că eu am semnat două lucruri, două bunuri care nu trebuia să le bag. Mercur, 4 și cu nu știu ce. Eu am zis că asta se poate regla. Adică să vede, uite domnule, luați actul de proprietate, intabulat la... E pus și sub sechestru de către Crab. Da. Îl are, Crabul are Mercur 4, vă dați seama cum poate să fie și în Consiliul Local pus la cică la tine și îl are și în sechestru băgat Crab. Mai exact, da, mai n-am pus eu, nu l-am pus, eu nu, da. Dar nici nu pot, eu niciodată nu am să dau în colegime. Nu, e, da mă, ce special mă, mă punea pe mine ca să, eu voiam să scăp rapid să semnez. Păi da, dacă o luați la mișto, vă spun eu 100% că ăla e scăpare de-a mea, pentru că eu am semnat acolo totul pe semnătura mea și acum să mă întorc la fete, să le spun. Adică ce, am amânat să ce, să rămâi tu, acum să faci ceva. Deci, domnule, am răspuns, adică, deci o comisie, o firmă autorizată pentru evaluarea se face foarte repede. Dar ce vreți să evaluăm, domnule? Păi, domnule, ce spune ăla cu 6.75? Da? Ce să evaluăm? Ziceți dumneavoastră? Păi, bunurile care le are el. El spune... Domnul Fântân, haideți ca să nu mai că deviem de la subiect, deja intrăm în discuții de altă natură, tematica și să se zic cu totul alta. Domnul primar, dacă... Nu, rugăm pe... E clar că parcursul este același și ați subliniat anumite aspecte. Rugămintea este că, cum am primit și o adresă, lansez și eu măcar o formulă de respect la tot acest demers și anume, ca la ședința de marți, să vină și acționarul majoritar al societății, pentru că altfel poate să spună cineva că la fel n-ați avut, n-ați reprezentat, n-ați avut calitate să participați. Vreau să fac o adresă mâine prin care vă solicit o întâlnire oficială, domnul secretar. Eu că am colaborat cu ei, mă învățat cum trebuie. Fac o adresă prin care solicit o întâlnire pentru a remedia problema aia care a apărut punctual, A și B, care sunt, o să le vedem. De ce vă spun? Că aici scrie foarte clar. Atenție! Conform adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 2.2.2017, a fost invalidat procesul verbal de transfer cu titlul gratuit. Nu știu care sunt implicațiile juridice a acestui termen. Pentru că două bunuri erau ale lor. Eu bunurile le-am discutat. Da, aici este o hotărâre agă, atenție. Nu este mai bine, dar nu suntem chiar așa pe da, v-am zis eu așa ceva? Gratuit, poate nu înțelegeți ce vă spun eu acum. Doamne, poate nu înțelegi. Titlul gratuit, boldit scrie. Da, dar arătă puțin adresa, poate păi n-am văzut-o. Dar dumneavoastră nu știați ce-i vorba când ați venit aici. Oamenii vor, acționarul vrea niște bani ce să-i... Auziți? Și care e problema? Dacă acționarul are fier vechi și vrea să-l vândă cu un leu, mă atați zici că să nu-i îl dai? Că eu am înțeles lucrul ăsta. Eu am înțeles lucrul ăsta. Vorbiți în numele lui. Asta, păi nu, eu am vorbit și am explicat exact situația din firmă. Eu n-am vorbit așa. Că haideți să rămâne pe mare. Nu știați nici de ce-i vorba ca subiect. Ideea e următoarea. Întrebarea ar fi ca și temă de lucru. Pun cum am făcut-o, ca de fiecare dată, punem rău înainte, că ne-am obișnuit cu asta, din păcate. În condițiile în care unul din acționari, nu neapărat majoritar, unul din acționari, domnul Fântân, eu mă lăsați. Îl aduc și pe el aici. Unul din acționari, unul. Da, așa e. O persoană fizică. Da, nu. Da. Eu mă refer la 6-7. Și va mai trezi unul din acționari. Știu. Vine cu trebuie un instanță. Legal, ce vă întreb? Unul din acționari demarează, în instanță o anumită acțiune. Da, domnul primar, așa e corect. Vrea să întreb pe domnii acționari majoritari Crab, adică primăria municipiului Bacău și Consiliul Județean și pe domnii de la Crab, care ar fi posibilitățile ca UAT Onești să delege, atenție, acest serviciu către ADIP și să devină acționar Crab în membrii ADIP și acționar Crab, nu invers, așa e, vă spun eu. Da. În condițiile în care avem o acțiune în instanță. Există, eu zic că există posibilități. De ce vă spun că există posibilități? Nu că sunt expert eu juridic, ci pentru că în discuțiile care le-am purtat și cu alți operatori regionali mari, au spus nu are nicio problemă patrimoniu, adică o acțiune privind patrimoniu,
cu fondurile europene și cu investiții. Nu, nu. În condițiile în care pe problema patrimoniului se judecă UAT-ul. Dacă bine, foarte bine. Așa spun unii. Nu mă, așa, este bine. Posibil, aici mergem pe vorbe, ce spun unii, nu ce au scris. Dar mă gândesc că poate ar fi un fel de protocol, poate există o posibilitate în care putem să intrăm în aceste două mari entități, ADIP și CRAB, cu o formulă de angajament, de un fel juridică sau alt, pe care și-o asumă UAT onești, astfel încât să nu punem în pericol infestarea întregului sistem cu un proces, inițiat de către unul din acționari, dar totuși să beneficiem și noi de un preț, acel preț unitar pe județul Bacău, la apă și la canalizare și să beneficiem de furnizarea apei în regim de continuitate în municipiul Onești. Astea sunt teme pe care vă rog frumos, mult de tot, să le studiem. Că nu cred că îmi spune cineva asta, da, domne, se poate și dacă mi-a spune tot aș avea anumite semne de întrebare. Dar cred că se pot studia și într-o perioadă rezonabilă de timp, să vedem ce putem face juridic. Cum spune domnul Fântână, că există soluții, da, să rezolvăm problema, poate există soluții și să intrăm în ADIP și CRAB, astfel încât orice proces am avea să nu punem în pericol, în primul rând, CRAB și ADIP. Asta vreau, că doar nu vreau să, dacă mor eu, să moară toată lumea. Despre asta e vorba. Dacă doriți și v-aș ruga, domnul unu sau chiar ambii domn director de la CRAB să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere, va fi recunoscători. Compania regională de apă Bacău, după știți, a fost înființată tocmai pentru a facilita obținerea de finanțări atât pe programul post-mediu, cât și pe programul de investiții majore care se derulează în prezent. Aș vrea să spun că la nivelul conducerii s-a produs un eveniment, adică a fost numit noul director general, un concurs organizat la sfârșitul anului trecut. Domnul director general este inginerul Bejan Ioan, cu care am discutat problema Oneștiului înainte de a veni încoace. Și mesajul dânsului, apropo de puternicieri pe care le primim în discuțiile cu dumneavoastră, este acela că, făcând abstracție de problema juridică, situația juridică în acest moment, asupra care o să revin, dânsul are toată deschiderea și CRAB-ul ca și societate este interesat să aibă un nou client, să aibă un nou sistem în operare. Sistemul se preia, noi avem o procedură de preluare, mai iertați că eu nu am... Sistemul are o... Societatea are, funcționează pe bază de proceduri legale și noi avem o procedură specială pentru preluarea noilor sisteme. Noi preluăm atât sisteme rurale, cât sisteme orășenești, municipale. Deci suntem deschiși la aceste preluări. Sub aspectul tehnicii preluării ca acționar, aceasta se va realiza în funcție de înțelegerea dintre patroni, adică dintre acționarii care fac parte din AGA. Aici acționarii principale acționari sunt Consiliul Local Bacău cu 50% așa, Consiliul Județean care are 48% și alți acționari cu 2%. Tehnica asupra devenirii municipiului Onești ca și acționar, tehnicile, că sunt mai multe, vor fi discutate în faza respectivă, adică se vor cumpăra acțiuni, se vor transfera acțiuni, în așa fel încât pachetul de acțiuni să rămână aceleași. De regulă, ca și procedură, s-au cumpărat acțiuni de la alți acționari. Condiția e să deții trei acțiuni. Acum aș vrea să, referitor la reprezentarea în discuția din ședința de astăzi, să fac o precizare, să mă ierte domnul Fântână, dar vă asigur că reprezentarea județului prin domnul Palea este una din cele mai nimerite. Eu m-am bucurat că am venit aici și vreau să mă explic. Nu se ia o decizie politică aici, dânsul este administrator public al județului și este unul dintre cei mai buni cunoscători ai problematicii apei în județul nostru. Atât sub aspectul derulării
programului Cosmediu 1 și cât și este vorba și de cel care urmează, programul operațional de investiții majore, care a început deja să lucreze. Având bineînțeles așteptări mari. Fac o precizare că există o proastă înțelegere a acestor finanțări. Finanțările se adresează cetățenilor, UAT-ului. Deci se derulează prin CRAB, că așa este procedura, CRAB-ul garantează prin împrumuturi BERN, cofinanțările și așa mai departe, tehnică, dar banii aceștia sunt în condițiile, regulile în haos pentru finanțarea aceste finanțări foarte mari de altfel, care noi nu le-am putea realiza UAT-urile din țară, fiecare în parte, din bugetul propriu. Aceste finanțări sunt condiționate. Regulile haos spun, domnule, să există o companie regională care să opereze pe raza respectivă. De asta ne-am și unit. Nu crezi cumva că au avut interes APASER sau compania de apă din Bacău să unească sau... Am făcut-o ca să putem obține bani și am obținut bani în prima etapă și sperăm să obținem bani mai mulți în etapa următoare. Fac și o paranteză și eu sunt mulțumit pentru prima etapă ce s-a realizat pentru interesul oneștenilor este aceea că s-a refăcut stația de tratare a apei de la Cărăboaia, de la Dărmănești. Deci este o stație nouă-nouță, dumneavoastră, oricare din consilier și chiar vă invit într-o zi, să vedeți în ce condiții pleacă din apa brută, apa potabilă, cum se potabilizează, cu ce cheltuieli, în condiții de funcționare europeană. Până la tratarea nămolului rezultat din cărucarea apei brute. Deci asta e o singură etapă și ca să continui cu interesul oneștenilor este acela că în lista de investiții pentru FOIM CRAB a susținut și în momentul acesta este prins în discuție. Sperăm să se aprobe de organisme care finanțează acest proiect dublarea conductei de la Dărmănești la Onești. Deci asta, după părerea mea, va rezolva problema noastră din punct de vedere tehnic, aceea al suportării mai, eu știu, lucrurilor dumneavoastră referitoare la perioada când avem avarii. Și, dar în primul rând, a rezolvat problema continuității. S-ar dubla și vă dați seama că din punct de vedere tehnic s-ar trece în condițiile avarierii unei din conducte pe celălalt fier și s-ar reduce substanțial perioadele de întrerupere a apei din cauza aceasta. Așa, ca să vă spun, din finanțare din banii consiliului de țean s-au făcut vreo 6 km și jumătate, dar nu este suficient. S-au schimbat conductele numai prin zonele în care erau avarii mai multe. Însă este clar necesar și bani foarte mulți pentru locuirea acestui tronson. V-am spus, din punctul de vedere al cunoașterii problemei, domnul Bejan a fost informat și cunoaște și mi-a dat mandatul să discut deschis cu dumneavoastră asupra bunei noastre intenții de a preva, de a deveni mai puternică societatea fiind mai puternică, are și alte mai bune posibilități de a opera pe gaza județului. Sub aspectul, aici contează cu pe domnul primar, sub aspectul faptului că banii sunt adresați UAT-ului, UAT-ul nu trebuie să aibă un litigiu, din câte știu, din celălalt proiect. Nu vreau să mă bag în detalii juridice, v-am spus, asta este problema asta, că asta o să facă părerea mea, cum așa cum bine v-ați spus domnul primar, subiect o discuție cu... Specialitate juridică, cu specialiști. Da. Și, dar trecând de această problemă, bănuiesc că și Adibului este teamă de această problemă, de a nu periclita lipsa finanțării
Și ca să înțelegeți mai bine, vă spun așa, când se face documentația de finanțare, te întreabă, există vreun litigiu pe această problemă? Da sau nu? Ăla de la Uniunea Europeană nu discută cu tine, tu trimiți finanțarea și el spune, pentru asta nu. Deci nu e o problemă de a negocia cu ei, știți? Asta era problema, de asta e așa se pune problema, nu că ar fi sau n-ar fi. Cine semnează acolo, trebuie să semneze că nu există litigiu. Deci asta e problema. Dar aici cu problema litigiului sunt soluții din natura aceasta care speră să fie rezolvate. Da. În rest, dacă sunt și alte probleme... Vreau să vă întreb o problemă tehnică, domnule director. Vă rog, și anume, cât timp poate dura procedura aceasta de preluare de către CRABA gestionării serviciului public, conform procedurilor și interne pe care le aveți dumneavoastră la CRAB? Vă întreb din experiențele anterioare, că ați mai preluat și alte boateuri și mă gândesc că e aceeași procedură care se aplică tuturor. Da, foarte pe scurt, procedura prevede așa. Directorul general emite repede o decizie prin care se numește o comisie atât pe probleme de canalizare, pe probleme de apă, pe probleme de... Cative că durează. Contabilitate pentru. Și acestea vin aici. Și dacă nu sunt probleme care să întârzie, zic eu, în două luni, maxim. Nu am evaluat timpul acesta de preluare în accelerat sau forțat, dar vă asigur că dacă s-ar pune problema din punctul acesta de vedere, ca și conducerea, ca și din partea conducerea, aș urgenta la pașii proceduri. Pașii proceduri, în așa fel încât să devine cât mai repede comisia să facă constatările cât mai rapid și așa mai departe. Am discutat mai multe aspecte. Eu cred că cel principal asupra căruia trebuie să ne concentrăm este cel privitor la litigii. Sună bine ipoteza lansată de domnul primar cu e posibil ca orice litigiu să nu ne afecteze. Dar dacă discutăm despre ipoteza unui litigiu care privește rețelele, deci patrimoniu, și aici fac apel la colegii din Comisia Juridică, să ne concentrăm asupra condițiilor de calificare, pentru că acolo vom găsi dacă da sau ba. Așa, dacă discutăm fiecare cam cum crede în condițiile de calificare ale corului respectiv, pentru că e clar că se deschide un cor de finanțare europeană pe acest aspect, da? Pe ADIB, înțeleg. Dacă mă întrebați pe mine, mergând la finalitate, de ce ar cere Uniunea Europeană o asemenea condiție? Pentru că Uniunea Europeană nu vrea să facă pe banii ei instalațiile unui operator privat. Asta a fost una din condițiile. Mi-aduc aminte că de-aia am ieșit din ADIB. Pentru că la noi era vorba despre un operator privat și nu eram eligibil pe această chestiune, da? Bun, aș fi rezervat în a merge pe ipoteza că nu vor fi probleme. Dar e de studiat. Și dacă avem un aspect de studiat din punct de vedere juridic, ăsta cred că ar fi. Să vedem dacă în condițiile de eligibilitate este prevăzut o asemenea chestiune. Cu un litigiu, pentru că, bun, la litigiu nu cred că ar fi o mare problemă, dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla să se pronunțe o soluție peste 2-3 ani, după ce implementăm jumătate de proiect, să ne spunem, nu, domnule, știți, rețelele sunt arhivate pe canal. Și dați bani înapoi. Asta ar fi o chestiune strict juridică. Acum să revenim la discuția pe care Apă Canal a lansat-o. Eu aș vrea să traduc într-o frază, două. Deci eu am înțeles așa. Dom'le, nu generăm un litigiu dacă UATO este interesat să rectificăm acel proces verbal de predare. Dacă UATO este interesat să rectifice acel proces verbal, sub cele două aspecte pe care mi-am să le ziceți. Mercur nu știu cât și dar eu, la cum cunosc problema și am pretenția că o cunosc binișor, nu cel mai bine, sub nicio formă, cred că ar mai fi un aspect care ar trebui corejat acolo.
Păi, eu știu de zic, juriști. Dar acolo cred că nu ne putem apropia, să știți. Acolo aia va fi o condiție sine qua non, ca să zic. De vedere aveți tot sprijinul, tehnic. Deci înțeleg că cele două erori materiale, dacă le putem spune așa, Mercur 4 și cât? Cireșoaie. Nu, Cireșoaie nu e. Nu, mă rog, aveți două obiecte. Unul și încă ceva pe acolo, știi, contori. Dar dacă discuția se extinde, eu vă spun astăzi ca avanpremieră, că e posibil să pice această discuție. Ne întâlnim marți cu toții, dacă discutăm de cele două obiective, mă rog, care ori fie de care au fost trecute eronat în procesul verbal, nu văd o problemă. Nici eu. Adică da, dacă se extinde discuția pe anumite prevederi, da. Din, eu cred că nu mai e. Păi, de, știți ceva? De-aia adică hai să facem pașii mai repede. Hai să mergem să ne întâlnim și nu mai trebuie să fie tot consiliu. 3-4 reprezentanți, 2-3. Dar la noi și dacă sunt 2-3 consilieri, tot din partea consiliului sunt. E ca și cum ar fi pe consiliu, pentru că oricum facem informare. Hai să mergem, vor la Bacău, uite, mâine dimineață. Cine vine cu mine la Bacău? Două persoane de aici. Da, eu atât am avut de spus, că asta e punctul meu. Deci dacă e să urgentăm ceva, hai să discutăm ca lumea, că nu e secret. Sau... Sunt și martor și actor în această epopee a apei în Onești, în ultimii mai bine de 8 ani. În calitate de consilier local am fost în momentul în care am ieșit din ADIB, n-am mai reușit să intrăm în CRAP, ca o consecință și apoi am ajuns în Consiliul Județean unde am văzut cum se derulează obligațiile pe care și le-a asumat atunci Consiliul Județean față de Onești, față de comunitatea noastră. Dacă vă aduceți bine aminte, am ieșit atunci cu condiția ca partenerul nostru, Consiliul Județean, a cărui proiect de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și apă uzată era afectată în întregul județ, era vorba de o finanțare de 125 de milioane, ne-au cerut să ieșim din ADIB și să-și ia obligația de a finanța realizarea stației depurate. Pentru că dacă ne uităm în masterplanul pentru apă uzată și apă, elaborat în 2009, o să vedeți că în prima etapă era prevăzut o sumă de pentru Onești, pentru aglomerarea Onești, așa este definită acolo, era o sumă de 26 de milioane de euro. Atâta era estimarea celor care au făcut masterplanul privind stația de epurare și ceva rețea de canalizare. Borzești, Buhoci, dacă vă duceți la aminte. Am ieșit atunci, dacă cei care sunt martori și aduc aminte, probabil că de atunci am fost sceptic. Nu am avut convingerea că se va realiza acest obiectiv. Și iată suntem în ziua de azi când nu avem stația de epurare. Noi aici privim deocamdată doar alimentarea cu apă. Este o problemă pentru că avem pierderi mari, avem preț mari. Dar trebuie să avem în vedere și epurarea pentru că odată cu 31 decembrie 2015 a trecut termenul de conformare. De aceea Consiliul Județean se angaja atunci să se facă stația de epurare. A trecut termenul de conformare pentru apele uzate, pentru colectarea și epurarea lor. Și pe lângă necazul care îl avem acum, privind prețul, privind pierderile, privind calitatea serviciului, mai vine un necaz. Îmi pare rău că am rolul ăsta de mafandă, așa să vă anunț. Este taxa de infringement, pentru că a trecut termenul de conformare și nu am realizat obligațiile pe care ne-am asumat. Împreună cu partenerul nostru, Consiliul Județean, care punea 90% din banii necesari pentru stația de curare, iar noi puneam 10%. S-au făcut ceva pași și aici vreau să vă spun, domnule primar, că cu certitudine un litigiu privind proprietatea sistemului afectează întregul program și de aceea atunci am trebuit să ieșim. Nu vă dați seama că cei de la Consiliul Județean nu s-ar fi angajat să plătească 13,5 milioane de euro în final dacă ar fi fost o portiță de a intra cu litigiu. Deci este clar că litigiu ne împiedică să intrăm și în CRAP și să primim și finanțare. Așadar, am trecut acel moment.
Eu personal în Consiliul Județean în 2014, pentru că știam că se apropie termenul limite de conformare, am făcut am cerut un raport din partea Consiliului Județean. Mi s-a spus atunci abia se termina proiectul pentru stația de curare. Într-adevăr, prețul este mai mic decât cele 26 de milioane prevăzute în master plan. Se ajunge la 15 milioane cu o stație nouă. Dar pentru că nu sunt bani, și nu sunt, vedeți și dumneavoastră că sunt puțini bani, Consiliul Județean a tot întârziat. N-a avut de unde. Mai mult, cu modificările la legea finanțelor publice, sunt din ce în ce mai puțini bani. Și la un moment dat au căutat pretexte, pentru că eu chiar dacă sunt consilier județean, eu apăr comunitatea, apăr interesele oneștenilor. Nu sunt în executivul Consiliului Județean, să apăr punctul lor de vedere. Ei, ce se întâmplă? Se întâmplă că au căutat pretexte. N-a pus primăria Onești, n-a pus la dispoziție teren. Nu exista eliberarea, accesul la stația de curare. În fine, se puteau trece peste aceste probleme, dar problema principală era lipsa banilor. Iar dacă noi acum am intrat în CRAB, să nu credeți că am avea finanțare pentru alimentarea cu apă. Mă uit în etapa a doua, deci noi am trecut prima etapă, care era trecută în master plan între 2007 și 2015. În etapa a doua, care este trecută, așa era trecută în master plan, din 2016 până în 2018, erau prevăzuți pentru alimentarea cu apă, pentru aglomerarea urbană Onești, 3.147.000 de euro. Banii insuficienți ca să rezolvăm problemele de rețele de alimentare cu apă. Abia în faza a treia, care ține din 2019 până în 2037, se pot obține bani în sumă consistentă, care reprezintă 23.798 de milioane de euro, așa cum prevede master planul. Și în aceeași etapă apar și alți bani pentru canalizare și pentru stația de curare. Deci, nu rezolvăm dacă intrăm în CRAB. Ne-am dorit să intrăm în CRAB și cel mai mult probabil și-a dorit Consiliul Județean, că atunci a scăpat de acea cheltuială. După banii aceia se mai pot probabil accesa, deși a trecut termenul de conformare. Dar probabil s-a mai putea obține, dar pentru alimentarea cu apă nu reușim să obținem bani. De aceea cred că trebuie găsită altă soluție pentru această problemă. Și vă mai spun tot din master plan. L-am studiat acum și am descoperit multe lucruri noi. Așa e când e fiecare dată când citești găsești altceva. Știți câte erau pierderile de apă în 2006 la Onești? 42%. Deci 58% era consumul. Erau o pierdere de 4,5 metri cubi pe oră pe kilometru de rețea. Noi avem 88 de kilometri de rețea. Norma maximă admisă este 0,25 metri cub pe oră pe kilometru de rețea. Deci noi depășeam atunci, în condițiile în care se înregistra o pierdere de 368.217 metri cubi pe lună, ca o medie. Deci deja atunci depășeam de 18 ori norma admisă. Vă dați seama, acum probabil este de 20 ceva de ori, dacă avem 400 ceva de milimetri cubi pierdere. Deci, revenim. În opinia mea, și pentru populație, trebuie să înțeleagă un lucru. Noi privim cu invidie la băcăuani sau la cei care sunt beneficiarii serviciilor CRAB, la prețul de furnizare al apei, care într-adevăr este mic, 3,78. Dar știți cât au canalizarea? 3,06. Așadar, atunci când facem analiza, trebuie să ne raportăm la prețul agregat, care la Bacău este 6,84 lei, iar la noi este 8,3 lei. Deci la noi este scumpă apa, dar canalizarea să știți că este ieftină. Deci diferența dintre cele două prețuri agregate este de 1,46. Deci dacă noi am intrat în CRAB, probabil am obținut în primă fază o scădere a prețului la 1,46, dar nu am rezolvat problema intervențiilor, investițiilor în sistemul de alimentare cu apă pentru a reduce pierderile. Pierderile rămân aceleași. De aceea cred eu, așa, eu o opinie, bun, mă mai băteam un gând la un moment dat, tot preocupat de situația prețului,
care este mare și, și greu de suportat de oneșteni, dacă nu ar fi posibilă, pot spune, Ironac, o să sugerez o, o soluție. Dacă n-ar fi posibil o asociere în participațiune între CRAB și operatorul de apă de la Nuita, prețul cu care se furnizează CRAB apa să fie ca un preț intern. Nu mai fie 2 lei și 10 bani sau știu, să fie 1 leu, poate. Și această scădere ar resimți-o și comunitatea prin, în mod direct. E una din soluții. O a doua soluție ar putea fi. Asta e o soluție imediată, să zicem. O asociere în participațiune se face în câțiva, în câteva zile. Se stabilesc termenii în care se gândește această asociere și numai prin semnarea hârtiilor se poate opera. O a doua soluție ar fi, aici cred că a fost sugerată de domnul Fântână, pentru că totuși litigiile astea nu trebuie să le ducem după noi, chiar dacă nu intrăm în CRAB, chiar dacă nu... Oriunde te-ai duce la o finanțare, nu trebuie să ai litigi. Nu numai Comunitatea Europeană îți cere să nu ai litigi. Și la o bancă, dacă te-ai dus un litigiu, grevează un bun și îl face neoperabil ca și garanție sau ca și obiect al unei finanțări. Ar mai fi o soluție care a apărut tot de la domnul Fântână. Societatea Apă Canal nu mai are obiectul de activitate. În schimb, are o dotare tehnică care i-a permis să desfășoare această activitate câțiva ani buni. Probabil a fost și, este și agreată de ANRSC în momentul în care mergeați la validarea prețului. E posibilă următoarea variantă. Iarăși propune o sugestie de natură teoretică, dar care poate fi pusă în practică. O fuziune prin absorpție între operatorul, pentru că eu văd că DPP-ul nu mai poate duce. El trebuie să aibă ca unic obiect de activitate operatorul, serviciul de alimentare cu apă și canalizare. Viitorul operator al municipalității noastre poate face o absorpție prin fuziune în baza unei evaluări a sistemului de echipamente, a dotărilor pe care le are acum municipal și atunci noul operator are toată dotarea necesară, pentru că oricum, dacă noi facem un nou operator, tot trebuie să-l dotăm. Tot avem niște costuri. Ne trebuie vidaje, spunea domnul Fântână, eu știu, mașini de excavatoare, știu ce mai folosesc ei acolo, ar fi una din soluții. Și atunci, această fuziune, făcută cu condiția ca acționarii, pentru că în baza fuziunii, acționarii își primesc contravaloarea acțiunilor, acționarii din societatea Apă Canal renunță la orice acțiune în instanță față de rețeaua de alimentare cu apă și din momentul acela noi suntem curați și mergem mai departe. Cred că asta ar fi una din soluții, pentru că altfel nu o să se oprească niciodată. Am o singură întrebare. Vă rog, domnul. Ce rol va mai avea noua societate, apă municipală, canal și cum vreți să-i spunem, cu apă municipală. Nu poți să faci participații fără să auzi. Să zicem, ce rol va mai avea atâta timp cât, este clar, adică vreau să înțeleagă lumea foarte clar, rolul încetării tuturor acțiunilor în instanță, în percepția, cel puțin a mea și cred că și a consilierilor locali, este unul singur și anume, să putem deveni acționari CRAB și membri ADIP. Din cele două motive, preț la apă, program, calitatea apei 24 din 24 plus fonduri europene. Dacă reușim lucrul ăsta, că facem nu știu ce protocol, încă nu știu care ar fi acela, dar să zicem că vă facem, ce rol va mai avea o fuziune între apă canal și apă municipal, ele fuzionează, dar ce fac dacă eu predau serviciul la CRAB și la ADIP? Canal cu apă municipal să fuzioneze. Păi asta spune domnul, dar dacă erați puțin atent, înțelegeți. Și CRAB-ul o să aibă nevoie de aceleași echipamente care le avea nevoie și apă municipal ca să opereze. Dumneavoastră ați propus o fuziune de să fiu între apă, canal existent și apă municipal, da? Exact. Păi și eu dacă predau gestionarea serviciului,
Ce activitate mai are apa municipală asta, să zic? Din momentul în care a predat rețeaua, își încetează activitatea. Noi sperăm să și o înceteze înainte să înceapă. Cel mai important lucru, cel mai important lucru este că scăpăm de litigi. Atenție! Dar fondurile europene sunt la dragi, la o firmă privată nu se poate. Numai unitățile teritoriale pot să acceseze așa ceva. Deci, în momentul când apare un set și apă canal în sistem, nu mai se poate. Canal dispare. În momentul când apare apă, canal dispare. Nu poate să dispară, că înseamnă cu absorpția. Intrăm în discuțiile tehnice și am zis că nu. Să știți că acel master plan, de fapt bugetul la care făceați dumneavoastră referire, domnul consilier județean, poate fi modificat în, chiar în cadrul unui proiect aprobat. Pot fi relocați bani de la anumite măsuri sau de la anumite investiții cu motive întemeiate, dacă știu eu, Dărbăneștiu, deși știu că și-au făcut sau Târgu Orna, nu poate face o investiție pe care și-a propus-o prin acest plan de investiții, cu acceptul finanțatorului pot fi relocați bani către OAT. Deci, eu cred că important este să ajungem acolo. Referitor la litigii, lucrurile sunt foarte clare, nu poți să faci investiție pe un bun dacă nu faci dovadă că e al tău. Deci, aici chiar nu este nimic de interpretare. Pentru domnul Fântână am câteva întrebări, chiar fără să contez buna credință. Am înțeles așa, un acționar minoritar și-a impus voința în Aga, da? În fața acționarilor majoritari. Așa spuneți? N-am spus așa, dar știu ce vreți să gândiți. Lăsați-mă să termin o întrebări. Așa. Ați spus că sunt câteva lucruri punctuale care au fost ridicate, invocate și că au fost invalidat acel transfer. În accepțiunea mea, invalidat nu înseamnă anulat. Înseamnă așa cum spunea domnul avocat, probabil vicii de formă. Ce mai, da. Așa am înțeles și eu. Și dacă niște bunuri sunt intabulate care aparțin domeniului, care aparțin atât canal și sunt intabulate, lucrurile sunt foarte clare că acel proces de bani probabil de transfer nu este valid. Dar, repet, asta nu înseamnă că este anulat acel transfer. Dacă se corectează aceste erori materiale, le numim noi, nu știu exact cum consideră reprezentanția ta, înțelegând că nu mai este nicio problemă, sau care este motivul real? Eu cred că totuși aici este un pretext. Sau acesta este un pretext. Care este motivul real? Deci astea sunt întrebările, da? Așa am înțeles eu. Da? Dacă ar fi ceva, v-aș spune că peste o săptămână tot ne întâlnim, nu? Eu, din punctul meu de vedere, am fost surprins la acea AGA ca administrator, pentru că eu mă așteptam și îmi doream, și normal și firești, societatea să fie declarată în insolvență prin lipsa obiectului de activitate și predând sistemul și activitatea și salariații, că scrie nu domnul secretar și cu salariații, eu să mă trezesc pe 2 februarie că îmi încheie activitatea acolo și că merge mai departe pe un administrator sindic, bine, cam așa mă vedeam eu pe mine, că într-o săptămână, două luni au venit și au zis că nu, să nu intru la ora actuală pe canal, nu este în insolvență până nu reglementăm toate problemele care au apărut prin această predare-primire. Dacă ar fi un dedesubt acum, uitați-vă în ochii mei, că n-am, cred că, nicio treabă. Bă, nu l-am simțit. Am simțit că eu sunt acuzat că am semnat, cum v-am spus și dumneavoastră, nu mă pune să semnez legal. Găsiți-mi o variantă legală. Și nu mi-ați găsit-o niciunii. Nu acum că vă acuz. Mă, dar n-ați dat un răspuns nimica în două luni. Și atunci eu ce am făcut? Am semnat. Eu de ce spun acum, dacă două persoane, trei persoane, domnul primar, eu și mâine dimineață sunt dispus să ne întâlnim cu domnul Budeanu. Și vă răspund la prima întrebare, cam ce ați vrut să spuneți acolo cu acționarul minoritar. Ce am înțeles și eu, că situații de genul ăsta numai în România au fost, domnul primar Lemnaru, nu? Numai în România. Cred că nici într-un oraș din lume. Numai noi am avut de 18 ani astea, că nicăieri nu s-a știut. Să vă dau ce am înțeles și eu. Că acum ca juriști știți mai mult, eu nu știu. Am înțeles așa, un acționar cu 675, Asset Invest, fost SIF Moldova, ceva de genul ăsta, chiar dacă acționarul majoritar, eu am 90% în ședința AGA, spun, sunt de acord cu predarea, primirea, cu ce s-a făcut la noi, cu predarea cu titlul gratuit cu tot. Cel minoritar cu 1%, cu 0,1%, spune așa, se ridică și spune, domnule, eu sunt împotrivă. În procesul verbal se scrie că ăla e pentru cu 99%, ăsta cu 1% împotrivă.
au plecat de la ședință și a doua zi dimineață stau cu 1%, te dă în judecată pe acționarul majoritar și spune că interesul meu a fost prejudiciat de acționarul majoritar cu 54%, cu 70%, și te dau în judecată să îmi plătești daunele mele de 1%. Și atunci s-ar fi complicat altfel. Asetul ar fi dat în judecată pe Budeanu și eventual și pe mine, că n-am. Și atunci de aici ar fi apărut litigiu și mai mare și mai grav decât cum e acum. Cum desfăceam noi pe ăla? Lăsați că aveți avocat. Ei, n-am pe nimeni. Deci, am ce-am discutat, am discutat între noi pe aici. Dar acționarul majoritar și-a păstrat poziția în AGA? Și-a păstrat poziția în AGA? A fost consecvent? Acționarul majoritar, cum am discutat cu noi, a fost de acord și m-am puternicit pe mine în ședința AGA. Care a fost poziția lui acolo? El acolo, când a văzut casetul să dă să mă bage pe mine în penal, să bage și pe el în penal, a zis, domne, treaba aia, las mai departe să meargă și aici discutăm să refacem tot ceea ce am greșit în procesul la verbal. Riscăm deci, că, nu vreau să fiu nepoliticos, dar riscăm să intrăm în discuții juridice. Și nu asta e scopul astăzi, vă invit și pe dumneavoastră ca în întâlnirea pe care sper să o avem cu acționarul majoritar, să aveți aceeași abordare și atitudine și vă sunt alături în demersul ăsta. Doamna primar, vreau să mai fac și o precizare. Doamna consilier, motivul pentru care nu am intrat în etapa 1 și 2 la finanțare pentru sistemul de alimentare cu apă este gradul de conectare. Noi avem un grad de conectare la sistem de peste 95% și Uniunea Europeană nu finanțează decât sub acest grad de conectare. Și încă o informație pe care vreau să vă dau, vorbeam de taxa de infringement. La nivelul României este estimată a fi între 171 de milioane de euro până la 10,344 miliarde europeană. Din evaluările calcule care am făcut eu, la Onești ar fi de plătit minim 500 de euro pe an în momentul în care se declanșează procedura și se stabilește că trebuie să plătim taxe de infringement. Mulțumesc. Știu că s-a prelungit termenul pe această penalitate sau se vorbește până în 2020. Asta nu înseamnă că e un termen foarte generos, dar să sperăm că până atunci o să reușim să facem ceva. Nu vă contrazic referitor la primul aspect, să îndeplinim noi toate celelalte cerințe și evident, probabil că vom reuși. Să concluzionăm. Da, aș vrea să concluzionez pentru că ceea ce a semnalat doamna Bădic și mai devreme eu, se concentrează pe viitoarea întâlnire. Pentru că, până la urmă, despre asta discutăm, da? Eu o să vă dau, o spun în avantpremieră, cam ce anume se urmărește. Cu știrea sau fără știrea domnului Fântână aici de față, dumneavoastră e posibil să fie de bună credință. Deci, pe lângă cele două erori materiale, sunt convins că ni se va cere să umblăm la considerentele hotărârii, adică preambulul acela, da? Care spune în baza cu tare, pentru că acolo sunt câteva prevederi acceptate prin semnătură de către reprezentanții apă canal, care atestă că noi suntem proprietari. Probabil că acolo se va, ca să nu mai umblăm după cireș, că domne, cofii, copății. Acolo lucrurile alea nu pot fi modificate, asta este punctul meu de vedere astăzi. Dacă discutăm despre eroare materială, vom avea întâlnirea și vom lămuri despre ce lucruri sunt acolo. Bun, vă sigur întrebare, haideți că ne-am de la domnii președinți de asociații, dacă există, dacă nu... Da. Domnul Ien, rămăsesem datorii. Eu vreau să fac deci o concluzie așa clară. Noi am întâlnit aici, ca să găsim modalitățile să intrăm în CRAP. Bun. Corect, foarte corect. Ca să nu singur interes, să zic. CRAP și adică. Deci de-aia ce cu toți zic, că toți suntem aici, ne vedem, fiecare are culoarea lui politică, dar aici nu suntem, nu poate fi niciun partid, suntem din țara municipii Onești. De-aia fac un apel să încercăm să găsim toate portițele pentru a intra în CRAB. Dacă am intrat în CRAB, situația apei în Onești, care în prezent este o bombă, se va liniști. În situația în care vor interveni aceste procese și s-ar putea să intervină și nu vom putea intra în CRAB datorită acestor procese, atunci urmează să ne gândim la o altă eventual variantă. Nu putem face niciun fel o fuziune între apă municipală Onești și apă canal, n-avem cum să facem și nici nu putem cumpăra acțiuni. Să fie clar. Nici nu putem da niște bani din bugetul local ca să pe niște bunuri care, de fapt, sunt bunuri publice. Mă refer la rețele. Da, noi, domnule, ne vreau să concluzionez eu în încheierea discuției în ce manieră
Și anume că în urma întâlnirii de astăzi vom înainta o, să zic, o scrisoare către CRAB și către ADIB, către Consiliul Județean și către Primăria Municipiului Bacău, prin care, pe scurt, le expunem ceea ce am discutat astăzi și îi rugăm să împreună să parcurgem sau să ne recomande, să ne spună care sunt posibilitățile juridice și administrative pe care trebuie să le parcurgem astfel încât să devenim acționari CRAB și membri ADIB. Sunt sigur că există posibilitatea, chiar în eventualitatea unui demers juridic inițiat de către unul din acționarii CRAB, să existe o formulă de a deveni membri CRAB sau măcar de a beneficia, cu ghilimele de rigoare, de același tratament ca și ceilalți locuitori ai județului Bacău în ceea ce privește prețul pe metru cub de apă și canal și programul de furnizare a apei, care sunt strâns legate una de alta. Dacă am avea un preț pe apă care să ne ducă în final la un preț de 6 lei și ceva, chiar la 8 lei și ceva, cu tot cu pierderi, că pierderile, clar, nu numai Onești are pierderi, sunt pierderi, media județeană peste 60%. Bun, dacă am avea un preț pe apă cu un parteneriat, cu o fuziune, cu o formă juridică de asociere între UAT Onești și CRAB, astfel încât să avem apă 24 de ore din 24 la un preț suportabil, problema pe moment este rezolvată, urmând etapa a doua de rezolvat a problemei, care e foarte importantă, și anume investițiile. Dar până una alta, asta spun, nu putem să fim tratați ca locuitori de mâna a doua sau a treia. Acum e adevărat că tratamentul ne-l aplicăm singuri. Cam așa este. Dar nu putem să facem lucrul ăsta până la nesfârșit. Dar nu cred că trebuie să punem discuția în parametrii ăștia, pentru că paradoxal, cu excepția primăriei Bacău, care este în afara discuției, toate părțile au de pierdut. Inclusiv CRAB-ul. Când are consum, dom'le, am un consumator în plus, dar mă extind aici. CRAB-ul are interes în ea. Consiliul Județean, dar ce Consiliul Județean are nevoie de o bombă la Onești? Tot timpul, deci, noi nu mai discutăm Onești. Deci eu nu cred că trebuie găsite doar soluțiile juridice și evident că se va fi hotărătoare întâlnirea de marți. Că acolo e problema. Înțeleg de la fost acest bau-bau cu litigiile, știți? Toată lumea gata, nu facem nimic. Dar am cerut legal și nu s-a spus nimic legal cum. Hai să căutăm legal. Eu nu cer și să închei prin spune ceva foarte tehnic și pe interesul tuturor, sper să nu se supere domnul administrator public, domnul Palea, și anume că în grija, să nu zic în planul Consiliului Județean pe anul 2017, există pe agendă și discuția stației epurare, atenție, ape uzate în municipiul Onești. Înțeleg de la domnul administrator că se știe problema a fost reactualizată, dacă pot spune așa, și există și un plan ca anume această investiție să se realizeze într-un timp, să spun, rezonabil, cât se poate de scurt. Sunt probleme tehnice care trebuiesc clarificate. Celelalte 200 puncte din angajament, din parteneriatul cu municipiul Onești, sunt realizate. Adică dintr-un proiect pe 3 puncte, 2 puncte sunt realizate și le-am aici. Rețea canalizare nouă în Bozești, 2,58 km și extindere rețea de canalizare în cartierul 6 Martie Bucoș Cuciur, 10 km. Într-adevăr, cele două sumate, cele două investiții fac aproximativ 20% sau chiar mai puțin 15% din total investiții. 2 miliarde. Da, dar e bine că există în grijă a deșilor și sper că vom realiza toate aceste investiții. În prețul la ANRSC, când se merge, în fișa de fundamentare este apă tehnologică pierdere, în care ANRSC-ul îți include o mare parte din ea. Deci cetățenii, eu, Fântână, am plătit în 8 lei, sau cât aveam noi, 7,33, și pierderea din sistem, pentru că pierderea nu mai pierderea cea care curge cu spărtură, ci și spălări de rezervoare, de revizii anuale, de spălări coloane, aerisiri. Haideți să lăsăm. Da, nu, ca idee. Deci pierderea intră în preț, numai că nu este acoperit în totalitate. Noi suportăm și acele pierderi sau cotă parte, dar mai mult de 50% pe acele pierderi, eu propun ca programul de apă să fie de minim 12 ore pe zi.
Ieri am fost cu, ne-am întâlnit cu reprezentanții federației și cu reprezentanții la DPP, cu domnul Faris, am discutat o problemă, eu am venit cu o hârtie, cu o propunere. Adică, să furnizeze, începând de dumneavoastră, salariu, două zile, care vrea dumnealor. Eu am propus sâmbătă și duminică, mă gândeam că deja este weekend, cam toată lumea vine și este acasă, folosește apa din abundență. Așa, să înceapă programul de la ora 5 dimineață, în flux continuu 48 de ore, să se vadă cât apă a luat de la crab, a cumpărat de la crab, așa, și câtă pierdere este. Pierderea nu poți să-ți dai seama, adică numai după nivel, deocamdată după nivelul care este la rezervoare. Nu. Vă spun un lucru, cine citești contoarul cu care primești apa de la crab și da, se citești ușor, cum citești contoarele cât ai consumat în 48 de ore? Adică trebuie să le citești în dimineața aceea pe toată, altfel n-am cum. Nu, stați așa, ca să vă explic mai bine, probabil că n-am fost. Deci, nu avem posibilitatea. Asta ar însemna ca să la ora 5 dimineață sau la ora 21, duminică noaptea, să mergi să citești contul. Dar am spus că există acele gradații cu care să știi că la o gradație cât poate să fie 5 cm la nivel, s-ar putea să fie 20 de toni. Eu știu, nu mă pricep la asta. Și urmărit acolo. Apoi alt program cu 12 ore și următoarea etapă cu de la 5 dimineață la 10 dimineață la 17 după masă până la 21 după masă. Eu vă spun că indiferent s-ar întâmpla, chiar dacă merge cu apă, cu flux continuu, s-ar putea să avem tone de câștigat. În primul rând, populația va fi mulțumită, prețul va fi același, chiar dacă va crește un piculeț, nu se va băga seama. Că omul oricum, nu toată lumea consumă apă din coloana aceea pentru băut, da? El merge la Kaufland, la supermarketuri și ia apă, așa pentru băut, un bidon de apă e 2 lei sau 3 lei, da? Dar cel puțin putem să mulțumim și oamenii. Iar cu privire la crab Bacău, vă spun că ar fi foarte bine să ne preia. Să ne preia, fiindcă una, să vorbim o limbă cu toții și să beneficiem de un bun cu toții și alta să-l facem separat. Ei, acea separație ne-am găsit noi din 80 și câte whatever a spus, noi suntem singuri care suntem dați în lateral. Deci noi suntem singuri care suportăm consecințele lipse locurilor de muncă după platforma industrială care s-a închis, nu din vina noastră, din vina nu știu cui, așa. Veniturile tuturor proprii, adică locuitorilor orașului sunt foarte mici. Dacă ne mai luăm și apa, deja i-am terminat. Eu propunerea asta este să facem așa fel ca să fim mulțumiți. Și oamenii și locuitorii orașului să fim mulțumiți și dumneavoastră ca instituții fundamentale. Vă rog, 2 minute până ne trafic. Da, domnule. Și cu o întrebare apoi și încheiem discuția, urmând să avem o dezbatere publică, administrația Consiliului Local și Oneșteni. Da. Da, vă rog mult. Păstrați-vă și pentru atunci. Noi am avut o discuție cu dumneavoastră și mi s-a spus foarte clar că noi, proprietarii apartamentelor, trebuie să suportăm pierderile. Vă rog frumos, este Consiliul Local. Nu trebuie să confirmați, dar asta mi-a spus-o. Deci și vă spun cum. Deci am zis, de unde, cine plătește? Păi nu plătesc eu. Bun. Și vă spun cum plătim noi proprietarii în modul în care se furnizează apa. Am consultat specialiști, am discutat și cu domnul director și a fost de acord cu mine, sau dacă nu mai e de acord, nicio problemă. Deci când cumpărăm un acometru, îl încercăm prin a sufla. Și el merge. În momentul în care ne-ați oprit apa, se golesc toate conductele, în momentul, deci eu dimineața, trebuie să golesc instalația ca să mă rad. Deci, ca să nu vă plictisez. Deci, noi plătim aerul de pe conducte. Și este mai mult aer, este în vârte mai puternic decât... Am vorbit și cu oamenii care instalează și vând apometrie. Deci, dacă e vorba de expertiză tehnică, v-am dus la dâși. Eu nu sunt tehniciați. Pe partea elată, că am auzit toate discuțiile aici, deci, în primul rând, eu nu sunt dispus să suport pierderea altor. Eu am o pensie rezonabilă, dar sunt care au 300, 400, 500, de unde să mai plătească, domnilor, să ce plătesc gaz gratis? Deci, bun, nu vă întreb despre treaba asta, că nu e așa. Ce voiam să vă mai spun? Deci, apropo, eu sunt jurist de profesie și am fost director general, o să mai discutăm prea multe. Au avut lamentări juridice aici, efectiv lamentări. Domnilor, nu suntem în stare, atâția juriști, consilieri, locali, să rezolvăm o problemă.
Deci e foarte clar, un obiect în litigiu, nu, exact ce a vă spus unii dintre dânsi. Deci noi nu putem intra cu crabul, cu nu știu cine, dacă avem litigiu. Și domnul a spus foarte clar, dacă un acționar a făcut, a face acțiune în justiție, câștigă. Și atunci totul este blocat. Trebuie luat în aproape, în aproape. Să facem soluție legală corectă și discutăm. Așa, v-am mai spus. Deci suntem o parte din acești pensionari aici, așa, care avem capacități toți. Și juridice, am cunosc judecători ai orașului, cunosc oameni care mă pot oferi consultanță. Gratuită, nu pe bază de bani. Ascultați-i, domnule. Și cât de repede, adică nu așa, îmi pare rău, să vă spun. Dar ce-am rezolvat astăzi e zero pentru mine, am pierdut timp. Nu știu dumneavoastră, dar eu am de mult. Iar una din factori sunt și aceste opriri dese de apă. Și la oaie. Și o spun metrologii specialiști. Răspuns în 30 secunde. O supapă de sens rezolvă această problemă. Exact. Cine și-a montat în apartamente, eu, în apartamentul meu, contor de apă caldă, cum era atunci, și apă rece, că era termoficarea, ne-a montat prost. Toți din Orești. Da? Nu, i-am montat simplu. A, 50 de lei cu 50 de lei. Domnule, dacă îmi pot supapă... Auziți? De acord, dar vreau să zic, greșeala asta de montaj, au venit toate firme. Vorba vine, firme. Haideți că discuția tehnică o facem la întâlnirea când venim cu toți, după ce lămurim chestiune juridice, domnule. Da, e un 14 lei, o supapă de sens. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Este clar că fiecare a înțeles unii ce au făcut, unii cât au putut. Din partea mea? La primarul. Întrebați o prognoză, o să vă dea domnul Budeanu, exact dânsul. Păi nu înțelegeți, chiar n-am înțeles nimic astăzi aici. Chiar? Păi despre ce să discutăm? Păi despre locuitori, nu înțelegeți că stăm la mâna unei persoane? Ca să încheiem litigiile. Dânsul hotărăște că nu observați lucrul ăsta. Da, dar mai e, auziți, mai e și voința dumneavoastră. Spuneți ce ar trebui să fac și n-am făcut, domnul Fântână. Nu, voința tuturor să căutăm legalitatea. Pentru că numai așa, eu fac așa și tu, Fântână, fac așa, nimeni nu spune nimica. Hai să căutăm legalitatea. Nu mai tot aruncați din stânga în dreapta. Da? Eu doresc legal. Dacă păi legal... Domnul Fântână, am făcut predarea. Nu mi-ați trimis nimic. Nu am făcut predarea. Domnul Ieni. Știți ceva? Președinte a spus la întâlnirea aia, am zis dați-mi trei variante. Niciuna nu mi-ați dat. Domnule, hotărârea de Consiliu are aviz de legalitate? Auziți? Nu știu. Soluția legală era cu activ și pasiv, numai că asta nu vrea nimeni. Atunci, auziți? Nu. Aveți alta cumva? Nu, aveți alta legală? Adică noi să plătim... Nu, mă! Nu! Domnule, întrebare, poate România are alta legală și eu nu știu. Auziți? Consiliul județean, când a predat, a predat cu activ și pasiv. Așa cum era cu buldorile pe vremea lui doctor Petru Grăsa. Și acum, hai să... Da.